Am rugămintea să punem telefoanele în mod silence. O să trebuiască să-mi acceptați vocea. Asta e vocea pe care o am astăzi. Suntem 34 din 37 și până întâlnirea fiind legal constituită își poate începe lucrările. La întâlnirea de astăzi avem invitați și vă rog să îmi permiteți să dau citire. De vorba de domnul profesor Silviu Ifrim, component al Clubului Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău, nou Costică Lucușor, președintele Club Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău, Relu Auraș, directorul Sportului Municipal Bacău, Victor Donciu, antrenor coordonator, Sport Club Municipal Bacău, Iulian Matei, antrenor coordonator Sport Club Municipal Bacău, Adrian Gabriliu, antrenor coordonator Sport Club Municipal Bacău, Albert Potoceanu, sportiv la același club, Ferenc Ionela Beatriz, Alin Ronțu, Daniel Martin, Grozescu, Daniel Martin, tot sportiv la, la același club Sport Municipal Bacău. Doamna Alina Grozescu, director la Școala Gimnazială numărul 7 din Târgovna, Lenuța Arteleanu, director la Serviciul Public Județean de Drumul Bacău, domnul manager Pop Adrian, Spitalul Județean de Urgență Bacău, domnul Marius Lențeanu, director Serviciul Public de Protecția Plantelor, domnul Andrei Ajipu, manager Bibliotecar Județean Bacău, doamna Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal Iulian Antonescu în Bacău, doamna Gabriela Grău, manager al Complexului Muzeal de Științe Naturii Ion Horcea Bacău, Pavel Ionescu Ambrozie, manager la Filarmonica Mihai Jora din Bacău, Romil Botezatu, director Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Comunității de Sărbă la Bacău, doamna Daniela Țățaru, director general Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Bacău, domnul Adrian Gabor, director Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, domnul Adrian Astan, director Școala Gimnazială Specială Maria Montessori Bacău, domnul Constantin Tediaxente, director la Centrul de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, precum și director executiv și director executiv adjunct ai direcțiilor de specialitate a Bacăului propriu și reprezentanții mass media. Și domnul primar de la Itești și doamna Elena Cosma. Ordinea de zi pe care ați primit-o și o aveți și la mapă este următoare. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 12.10.2017. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de Consiliul Județean al doamnei Cosma Elena. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Asociația Județeană de Judo din Bacău în vederea desfășurării proiectului Competiție Internațională a Judoului Bacău în ediția 1-2017, pe care vă propun să-l retragem de pe ordinea de zi. 4. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Agenția Spațială Română pentru desfășurarea proiectului Competiția Națională de Rovere Roboți Exporo. 5. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiului pentru performanțe deosebite obținute la nivel național și artistului Silviu Ifrim. 6. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite la nivel internațional obținute de sportivi și antrenori din cadrul Sportului Municipal Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Direcției Bacău de anul 2017. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a Județului Bacău pe trimestrul 3/2017. 10. Proiect de hotărâre privind constatarea stingerii dreptului de proprietate publică a Județului Bacău asupra avânturilor mobile, construcții, având numele cadastrale situate în Comuna Grăceanu, Județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea a două loturi a terenului situat în orașul Bubuș, strada Văioaga, numărul 33, Județ Bacău, aflat în domeniul public al Județului Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de administrare din 2008
încheiat de județul Bacău cu Direcția Generală de Stres Social și Protecția Copilului și actualizarea anexei la acesta. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare încheiat între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești și Școala Specială Maria Montessori Bacău, inițiator domnul vicepreședinte Silviu Ionel Braț. 14. Proiect de hotărâre privind încetarea acordului de asociere între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău, încheiat în vederea demonării în comun a proiectului Centrul de Afaceri și Expoziție, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din 2005. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public și sau privat al județului Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de muz asupra terenului în suprafață de 75 de m² și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 75 de m² din zona drumului județean de jur 252 de m², comuna Bucoci, aflată în domeniul public al județului și în administrarea serviciului județean de drumuri Bacău, în favoarea SC de gaz SA. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnic în faza DALI pentru obiectivul de investiție, recompartimentarea, amenajare spații din clădire internat pentru străini, strada Helicoandă, numărul 4, municipiul Bacău, județul Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice, faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații, capitale, spații, stație de oxigen, C19, Spitalul Județean de Urgență, Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico și a indicatorului tehnico-economic, faza DALI, pentru obiectivul de investiție, înlocuirea acoperișului la casa memorială Nicuieni. Nicuieni a monument istoric la Sabe, din strada cu același număr, nume, numărul 31, municipiul Bacău, inițiator domnul vicepreședinte Silviu Ionel Pravus. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnic în faza DALI pentru obiectivul de investiții, lucrări de desfințare, magazine, pesticide și gheretă pază, depozit Sascut, comuna Sascut, județul Bacău. 21. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public care funcționează prin servicii regulate 2014-2019 pe unul de trasee județene, inițiator domnul vicepreședinte Marius Gabriel Gălbiță. 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru SCA din Trans Serile, în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin cursele speciale, inițiator domnul vicepreședinte Marius Gălbiță Gabriel. 23 diverse, la punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi în cotidianul nostru, următoarele materiale. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic, faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, modernizare, dotare, bloc operator, sări, operații, construire, scară exterioară și spații tehnice, Spitalul Județean de Urgență Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău unor bunuri de natura instalațiilor tehnice. 23.3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unei clădiri proprietate publică în județul Bacău, situată în Bacău, strada Helicoandă, numărul 2, în favoarea poliției locale a municipiului Bacău. 23.4. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, Colegiul Național Ferdinand I, Bacău, în vederea susținerii proiectului Ferdinand 150. Și 23.5. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean de DG207 în categoria funcțională a drumului de interes local și trecerea acestuia din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Itești. Vă supun la vot ordinea de zi cu mențiunea de a retrage după ordinea de zi punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, înălțare, aprobare, ordinea de zi. Și acum, în numele colegilor din Consiliul Județean, vreau să vă invit să
Urăm la mulți ani colegilor care am acceptat, care luna octombrie și a sărbătorit ziua de naștere. Este vorba de domnul Dumitru Brăneanu, de 26 ani. Ziua de naștere, dar și eu. A fost aplaudat de două ori. De două ori. Domnul Renu Ovidiu Cojocaru. Domnul Vasile Isforan. Și colegul nostru de pe Reșova, Sorin, la mulți ani. Nu este o să încălzităm. Bine, bine, mai puțin. Da, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Anca Baciu, care ține, care va da citire procesul verbal. Potrivit prevederilor articolului 98, raportat la articolul 42 al 5 din legea administrației publice locale 215 din 2001, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Legea 4, din data de 12 iulie 2017. Cine este pentru? Dacă sunt observați. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotriva, ține? Nu, mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Hotărâre privind validarea mandatului consilier de țeană doamnei Elena Costu. Cine este pentru? Dacă sunt observați. Cine este pentru? Luând în considerare hotărârea Consiliului Județean din 38-2016 privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean domnului Bostan de Gabriel, ținând seama de adresa PSRO, filiala Bacău, înregistrată la Consiliul Județean din 18-9-2017, văzând cum prezent raportul Comisiei de Validare, prin care se propune validarea mandatului de consiliere al doamnei Cosma, membru suplean, Comisia de Validare. Se validează mandatul de consiliere. Am să dau cuvântul Comisiei de Validare, cel președinte al Comisiei de Validare. Raport privind propunerea de validare a mandatului de consilier județean suplian la alegerile locale din 5 iunie 2016 a doamnei Cosma Elena. Comisia de validare a consiliului județean a luat conștiință de faptul că a rămas vacant locul de consilier județean a domnului Costan Junior Gabriel ca urmare a demisiei. Comisia constată că, potrivit prevederilor articolului 90, raportat la articolul 31 aliniatul 3 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, reprezentată cu modificările și completările ulterioare, Partidul Social Românesc, PSRO, filiala Bacău, a comunicat în scris, prin adresa numărul 76 din 18-9-2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 15472 din 18 septembrie 2017, că doamna Cosma Elena, următorul supleant pe lista Partidului Social Românesc, PSRO, filiala Bacău, a primit aprobarea Biroului Politic Teritorial. Comisia de Validare a verificat dosarul privind alegerile locale din 5 iunie 2016 pentru Consiliul Județean Bacău și a constatat că doamna Cosma Elena îndeplinește cerințele prevăzute de lege și că a fost aleasă cu respectarea prevederilor legii numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Având în vedere cele de mai sus, propunem validarea mandatului. Vă rog să supunem la vot. Dacă mai sunt acum intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Vă rog să numărați. Mai sunt aici, cu stânga. Mulțumesc. Împotrivă? Stați.
Domnul președinte, doresc să clarific. Propunerea făcută de către PSRO este pentru următorul supliant de pe lista de candidați? Da. Domnul Izvoran. Da, domnul președinte, este următorul pe lista de candidați. Deci este o ordine stabilită la momentul depunerii candidaturilor. Iar partidul și asumă că și-a păstrat calitatea de membru PSRO. Scrie și în adresă, domnul Custod. Sunt toate condițiile întrunite, din punct de vedere al legalității. Deci, încă o dată, votul împotriva? Niciunul, da? Abțineri? Agenția Spațială Română a solicitat sprijinul județului Bacău prin adresa numărul 336 din 22 septembrie 2017, înregistrat la Consiliul Județean Bacău sub numărul 17278 din data de 16.10.2017, în vederea organizării competiției naționale de rovere EXORO. Scopul competiției este de a testa cunoștințe teoretice și practice din domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică, ale elevilor.
echipele participante vor construi un rover, un robot de dimensiuni mici, astfel încât să poată îndeplini atât o misiune spațială principală, cât și una secundară. Concursul reprezintă o acțiune în concordanță cu colaborarea stabilită între Ministerul Educației Naționale și Agenția Spațială Română, în vederea utilizării conceptului de spațiu cosmic ca și context de predare creativ și învățarea disciplinelor cuprinse în sfera STEM, fizică, chimie, biologie, geografie, tehnologie, inginerie, matematică și instituții de învățământ preuniversitar, prin activitățile promovate de ESERO România. Desfășurarea concursului va avea loc în data de, în perioada 24-26 noiembrie 2017, în județul Bacău, la Salina Târgu Ocna, unde se va desfășura partea practică a misiunii spațiale. Evenimentul își dorește atragerea tinerilor spre cercetare și cultivarea valorilor locale și naționale. Pentru bună desfășurarea competiției s-a fundamentat un buget total de 23.006 lei, din care contribuția județului Bacău este de 20.230 lei, reprezentând 88% din valoarea totală a proiectului. Această sumă va fi folosită pentru a acoperi cheltuielile privind cazarea și masa participanților, precum și cheltuieli cu privire la, la articole publicitare. Diferența de 2.776 de lei reprezintă 12% din valoarea totală a proiectului, ce va fi suportată de către Agenția Spațială Română și reprezintă cheltuieli de transportul participanților și cheltuieli specifice manifestări. Având în vedere cele prezentate, dacă aveți aici alte observații, dacă nu, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Agenția Spațială Română pentru desfășurarea proiectului Competiție Națională de Rovere Roboți EXORO. Supunem la vot cine este pentru. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot cine este pentru. Împotrivă, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul proiect se referă la acordarea de premii pentru performanță. Pentru performanțe deosebite obținute la nivel național. Domnului profesor de istorie Silviu Ifrim, candidat la titlul de maestru al șahului, a realizat o frumoasă premieră șahistă în contul județului nostru, cucerind două titluri de campion național la proba de șah clasic și la cea de șah rapid, în competițiile desfășurate în luna iulie 2017 la Vaslui, în cadrul campionatului național de șah pentru veterani. Cele două locuri întâi au fost completate și de un titlu de vicecampion național la șah blitz. Această performanță reprezintă o realizare mare pentru noi toți, având în vedere că evoluția foarte bună a candidatului maestru Silviu Ifrim l-a făcut să devină primul campion național la șah din istoria Bacăului. Cu mare pasiune pentru șah, dar și pentru profesia domniei sale de profesor, domnul Silviu Ifrim acordă copiilor cursuri gratuite de șah, considerând că șahul nu este doar un sport al minții, ci și un bun instrument de dezvoltare a atenției, de antrenare a memoriei, care duce la descoperirea dorinței de a fi mai bun, de a fi învingător. Consiliul Județean apreciază munca, pregătirea, dăruirea și pasiunea domnului profesor Silviu Ifrim, candidat la titlul de maestru al șahului și care cunoaștere a performanțelor sale în domeniul acestui sport, precum și pentru contribuția pe care a adus-o la promovarea imaginii județului nostru la nivel național, propunem acordarea unui premiu în bani în cuantum stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Bacău din 2011 pentru nivelul performanței obținute. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Țineți împotrivă. Domnule profesor, vă invit. Mulțumesc.
un premiu echivalent în fetele la caserie, echivalent în 200 de euro. Mulțumesc și viitor. Țin să mulțumesc Consiliul Județean, în primul rând pentru că am reușit totuși să aduc prim titlul la Bacău și în continuare voi încerca cu copiii, pentru că anul ăsta am avut un copil la mondial, s-a jucat campionatul mondial școlar, 50%, este vorba de Remus Susaru, dar sperăm pe viitor să avem și alți copii să ne reprezinte județul. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Premierea performanțelor continuă și atunci când performanțele sunt realizate de copii și de adolescenți, acestea își măresc și mai mult valoarea, iar noi avem datoria să-i susținem, să-i încurajăm astfel încât cât mai mulți tineri să-și dorească să facă la rândul lor performanță. Este vorba de juniorii Sport Club Municipal Bacău, Alin Ronțu, Daniel Martin, Beatrice Ionela Ferenț, Albert Potoceanu și antrenorii acestora, respectiv domnii Adrian Gabriliu, Iulian Matei, Victor Donciu și Urela Oraș, sportivi care se remarcă prin bogatul palmares deținut în urma evoluțiilor avute în competiții internaționale de mare amintură la care au participat. Alin Ronțu, în vârstă de 16 ani, Alin, ești aici? Este sportiv al secției sărituri în apă, pregătit de antrenorul Adrian Gabriliu. El a reușit performanța de a urca pe podiumul de premiere al campionatului europene de sărituri în apă pentru juniori, desfășurată în iunie 2016 în Norvegia, la Bergen, unde a obținut medalia de bronz în proba sincron platformă 10 metri. Aceasta este primul podium pentru țara noastră într-o competiție de asemenea vergură, după o pauză de 25 de ani de așteptare și de muncă, ultimul rezultat notabil la masculin fiind obținut în 92, tot de un sportiv de la Sportul Municipal Bacău. Daniel Martin. A devenit vice-campion european prin cucerirea medaliei de argint la proba de 200 de metri spate la campionatele europene de not pentru juniori, la Netanya din Israel, care au loc tot în luna iunie 2017. Daniel are aproape 17 ani și este pregătit de antrenorul Iulian Matei. Acest cuplu sportiv, antrenor, a cucerit numeroase titluri naționale și medalii la competiții internaționale, amintind doar locul al treilea la Festivalul Olimpic al Tineretului European și alte câteva titluri la campionatele balcanice. În ochi este un sport în care volumul de muncă este uriaș, iar afirmarea în această disciplină este dificilă, mai ales în competiții internaționale, unde România înfruntă țări cu valoare tradiții în natație și care oferă propriilor sportivi condiții de pregătire nesuperioare. Dar nu numai reprezentanții sportului acvatic, ai sportului municipal Bacău ne-au făcut cunoscut pe plan național și internațional. Aceștia se adaugă și cei ai sporturilor bazate pe forță, inteligență, activitate, concentrare, echilibru și, bineînțeles, multă, foarte multă lucru. Astfel, campionatele europene de lupte pentru cadeți desfășurate la sfârșitul lunii iulie a acestui an în Bosnia-Herzegovina, la Sarajevo, au adus o medalie Bacăului și României și nu la băieți, creditați cu șanse la vot, ci la fete, prin Beatrice Ionela Ferenț, care a cucerit medalia de argint și titlul de vice-campion european. Această extraordinară performanță reprezintă rodul muncii și, în special, pentru aceste echipe sportive, în vârstă de 16 ani, fac confirma și de antrenorul Victor Doncic.
Beatrice Ionela Ferenț a început pregătirile în acest domeniu luna ianuarie 2012, iar luna septembrie același an era deja vicecampioană națională la lupte. În scurta perioadă de când practic acest sport, cândva destinat exclusiv băieților, i-a mai câștigat 6 medalii pe plan internațional, iar aceasta, a 7-a medalie cucerită în acest an la Sarajevo, este cea mai prețioasă. Și pugilismul băcăuan a făcut ca imnul României să răsune în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Este vorba acum de școala boxului românesc. Iar pentru noi, Albert Botoceanu, pregătit la sportul municipal, va fi o de antrenor revenit Relu Auraș. Demonstrează că venim mereu cu boxe talentați, care în scurt timp vor reprezenta nu numai Bacău, și România, dar și Jocurile Olimpice. La campionatele europene de box pentru juniori desfășurate în perioada 17-26 iulie 2017 la Râmnicu cu Vâlcea, Albert Botoceanu, acest boxe de numai 15 ani, a cucerit medala de argint și a devenit vicecampion european la categoria 105 kg, arătându-și valoarea în fața uneia dintre favoriții categoriei, în condițiile în care Bacău nostru se antrenase doar de un an. Această performanță este o mare reușită pentru județul nostru și pentru România. Albert Botoceanu este un sportiv cu un mare potențial, talentat, având în vedere că la vârsta lui de 15 ani boxează la cea mai grea și cea mai riscantă dintre categorii. Actualmente el se antrenează la Bacău în cadrul lotului olimpic de junior, coordonat tot de domnul Relu Auraș, antrenor emerit de box, care a înstruit și educat generații de tineri sportivi cu care a câștigat un număr impresionant de medale la campionatele europene și mondiale. Consiliul Județean Bacău astăzi apreciază munca, pregătirea, dăruirea și pasiunea voastră acestor tineri, precum și seriozitatea și profesionalismul de care antrenorii noștri au dat dovadă. Care cunoașterea performanțelor deosebite obținute de toți acești sportivi meritoși și pentru deosebită lor contribuție adusă la dezvoltarea mișcării sportive și la promovarea imaginii județului nostru în țară și în lume, propune acordarea unor premii în bani, în sumele stabilite prin hotărârea Consiliului Județean, aferent fiecărei performanțe obținute. Felicitări tuturor și acum vă rog să permiteți să ne acordăm. Vă supun mai întâi spre aprobare proiectul de hotărâre privind distribuirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite. O să dau citire încă o dată. Alin Ronțu, campionat european de selecție în apel junior Norvegia, locul 3 internațional 200 de euro. Adrian Gabriel, antrenorul coordonator, locul 3 internațional 200 de euro. Campionat european de not pentru juniori din Israel, Daniel Martin, locul 2 internațional 260 de euro. Iulian Matei, antrenorul coordonator, locul 2 260 de euro. Campionat european de luptă pentru cadeți, Beatrice Ionela Ferenț, împreună cu antrenorul coordonator, locul 2 internațional 260 de euro. Și pentru campionatul european de box pentru juniori, Albert Botoceanu, împreună cu antrenorul Relu Auraș, locul 2 internațional 260 de euro. Vă supun spre vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Vă rog să veniți aici în față, să vă ridicați premiile și să mergeți la, după aceea, la caserie. Alin Ronțu. Alin Ronțu. Felicitări. Daniel Martin. Și domnul coordonator Iulian Matei. Mă rog. Aplauze și pentru antrenor. Ionela Beatrice Ferenț.
Felicitări! Și antrenorul, domnul Victor Dăncu. Și acum, pugilismul nostru, domnul Relu Auraș cu Albert Potoceanu. Albert, felicitări! Mulțumesc mult și vreau să spun două lucruri. Vă rog, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, domnul Relu Auraș. Vreau să vă spun că știu că aveți foarte multe probleme la nivel de județ. Știu că sunt probleme multe și grele. Cu atât mai mult ne bucură că ați băgat și sportul în seamă. Acest sportiv, după cum ați văzut, în afara faptului că nu mai dau bani așa de mult pe medicamente și că aici sunt oameni sănătoși, în afara faptului că foarte mulți provin din familii dificil social și nu au nicio șansă în viață, n-ar avea nicio șansă în viață, dar prin sport, vedeți că noi îi scoatem din mediile alea de acolo grele și le oferim șansa de a aduce României, Bacăului, României, medalii și de a ajunge oameni integri și sănătoși. Mai mult, noi suntem cei care, așa cum bine știți, încercăm să ne ridicăm la nivelul județului și să aducem rezultate, să ducem județul nostru, să audă de el nu numai în țară, ci și peste pătare. Toți acești copii care i-ați văzut dumneavoastră sunt 5 medalii la campionate europene și mondiale, înseamnă enorm de mult ca un club, să știți că sunt cluburi mari, sunt orașe întregi mari care nu au asemenea medalii, suntem printre puținele orașe din țară care avem la nivelul de campionate europene și mondiale, avem medaliați. Asta înseamnă că Bacău, în Bacău se găsesc oameni care sprijină sportul, care iubesc sportul, drept dovadă că astăzi ne-ați primit aici în mijlocul dumneavoastră și nu putem decât să vă mulțumim din suflet pentru că ne băgați în seamă, stăteam de vorbă cu sportivii înainte și se simțeau foarte mândri că personalitățile, cei care conduc acest județ, i-au băgat în seamă. Vă mulțumim din suflet! Propune o reducere prin organizarea activității cu 9 posturi.
vacante din totalul acestora, respectiv de 1994 la 1985 de construire, care 57 de conducere și 1928 de execuție. Totodată au fost modificate 25 de posturi în spectrul de specialitate, 10 asistent social sau psiholog, în spectrul de specialitate, scadrarea salariaților. Fără afectat încadrarea salariaților conform contractelor individuale de muncă încheiat. Pentru respectarea criteriilor de licențiere, impuse de hotărârea Guvernului 967 de 2015, pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului local de organizare și funcționare a acestora, în vederea oferirii servicii specializate în cadrul centrului și complexelor din subordinea Agenției ASPC, având în vedere licența de funcționare provizorie emisă de Asociația Județeană pentru Plăți și Inspecție Specială pentru Biroul de Asistență Materială Profesionist din cadrul centrului pentru servicii de tip familial Bacău, conform căreia serviciul social este autorizat să funcționeze pe o perioadă de un an, respectiv până la 29.12.2017, au fost desfințate un număr de 101 posturi sau propus desfințarea acestora de posturi de inspector de specialitate, slash, asistent social sau psiholog, sociolog, chirurg, din serviciile centrele și complexe din cadrul DCASPC și s-au înființat un număr egal de posturi de specialitate, asistent social, psiholog, sociolog, chirurg, în structurile aferente, pentru a respecta standardele cu privire la licențiere și tipul serviciilor oferite de aceste structuri prevăzute de legislația în vigoare. Toate aceste modificări s-au făcut cu și au avut în vedere încadrarea limitelor de cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de 2017. Față de cele prezentate, consideram necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc, doamnă director. Vreau să fac eu o scurtă precizare. Cu siguranță și eu, dar cred că și o parte din asta, ați primit tot felul de mesaje pe mobil. Deci vreau să punctez faptul că acestea sunt strict doar posturile care sunt legate de specialitatea, fie de asistent social, psiholog, kineto, terapeut ocupațional și așa mai departe, care trebuie să respectă standardele de calitate și condițiile impuse de licențierea serviciilor sociale prestate de către instituțiile și serviciile din subordinea direcției. Urmând, astăzi există un proiect de hotărâre din guvern cu modificările regulamentelor de organizare și funcționare a acestor servicii la cele trei nivele. Mă refer aici la serviciul public specializat, așa cum e Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, la nivel județean, serviciile publice specializate la nivel de oraș și municipii, precum și regulamentul serviciilor sau compartimentelor de specialitate la nivel unităților administrative teritoriale din mediul rural. Cu siguranță, în momentul în care se va aproba, așa cum am văzut proiectul de hotărâre, în termen de 120 de zile, va trebui să venim în fața dumneavoastră cu reorganizare. Acum s-a făcut referire doar la aceste posturi și să vină cu o micșorare de 9 posturi vacante, nu? 9 posturi vacante. Da, mulțumesc. Intervenții, dacă sunt. Domnul Miroșa, vă rog. Domnul președinte, din Iscanda de Mătin, care este puțin cam seară, așa, nu ne este dat din aceste modificări, aceste desființări și înființări de posturi, au ca și finalitate scăderea salariilor celor implicați. Și o să vă rog să precizați dacă se va întâmpla lucrul așa. Da, precizez eu. Prin aceste modificări, sigur, anul acesta a fost două. Odată care au influențat, să zicem, bugetul și salariile, este vorba decizia Curții Constituționale la începutul anului, în ianuarie, și cea de-a doua este legată de legea salarizării. Este un an în care trebuie reașezate toate aceste posturi, ținând cont și de aceste legi. La unele au crescut, la unele posturi au scăzut, așa cum s-a întâmplat și în Consiliul Județean și în toate celelalte instituții. Aceasta este doar o primă reorganizare, am spus. Urmând ca în baza hotărârii de guvern privind reorganizarea celor trei compartimente, la cele trei niveluri, să intervină. Da, există o scădere și o... Pe total,
pe total direcție. Este vorba de, doamna director, dacă mai sunt ceva, poate spune și doamna directorul general de strecea. Scăderea de fonduri pe subplan de lucru prin această primă modificare care voi este decentată astăzi, este de aproximativ 1 miliard. În bani vechi. Acum, mă mărturisim toți colegii am primit acele mesaje. Erau acolo niște lucruri în care, din primul nostru vedere, nu sunt de redat. Concluzia la care am ajuns este că se încearcă prin această măsură diminuarea fondului de salarii, în așa fel încât să puteți încadra din fondurile pe care le aveți în momentul de față la dispoziție. Nu, domnul consilier, pot să vă răspund punctual. Exact așa cum a fost prezentată expunerea de motive, sunt câteva servicii din ceea ce oferă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care își pierd licența la finalul anului și urmează o evaluare și pentru altele care acum nu au somație. Și asta se refereau doar la reîncadrarea oamenilor care funcționau în acele servicii pe funcțiile scrise corect și prevăzute de legislație. Adică acele persoane semnează ca și specialiști, asistent social, psiholog, psihoterapeut, ei trebuie să fie încadrați tot așa. La acest moment, persoanele în cauză sunt încadrate inspectori de specialitate. Cei care sunt inspectori de specialitate sunt folosiți conform funcțiilor care se găsesc în nominator și hotărârii Consiliului Județean, iar persoanele care sunt încadrate pe postul de specialiști, tot conform legii 153, sunt plătiți conform anexei 2, unde se stabilește clar salariul. Printre această trecere, e clar că ei sunt plătiți de pe o altă anexă și este o anumită modificare. Nu se face pentru încadrarea. Vă rog să confirmați dacă aceste acorduri, modificări, au fost date sub amenință. Nu. Deci, la acele întâlniri, acordurile au fost luate, o să vedeți că acele acorduri nu stau în spatele modificării contractului de muncă. Au fost date ca să vedem câți oameni își doresc să continue pe acele posturi, pentru că unii dintre dumneavoastră au dublă specializare. Și vedeți că au optat, de exemplu, au sociolog și psiholog. Și nu și-au dat acordul că ar vrea să treacă pe psiholog, și-au dat pentru sociolog. Și așa, alții au spus, vrem să ne găsiți alt postul de inspector de specialitate, chiar dacă este în cadrul unui alt serviciu. Și presupune asta o deplasare de, adică o genavetă sau. Atunci, noi am vrut să vedem câte dintre persoane, tocmai ca să evităm. Sunt, într-adevăr, și niște colegi de-ai noștri care sunt evidențele de situația, care sunt puțin rezistenți la genul acesta de schimbare. Că s-au obișnuit într-un sistem și le vine greu să accepte. Dar este foarte greu să înțelegem cum poate cineva să-și dea un acord condiții normale pentru diminuarea salariului care se merge pe 40-50%. Așa cum este din informația pe care am primit. Acum, dacă ne facem și referire la programul de guvernare a PSD-ului care zice că în niciun caz pe parcursul guvernării se vor dimina salarii și așa mai departe, și din potrivă vor crește, constatăm că nu sunt lucrurile acestea. Iar efectul acestei măsuri este diminuarea salariului tuturor guvernării. Noi, ca să tragem o concluzie, noi, Partidul Național Liberal, nu este de acord cu acest lucru, am votat împotrivă. Și pot căuta în continuare să analizăm, să studiem cazul, să vedem ce modificații alte, alte modificații pot să facem. Eu apreciez sinceritatea dumneavoastră și vreau doar atunci când vorbiți cu colegii dumneavoastră și le explicați că ați votat împotrivă, să știm doar acest lucru. Că pentru specialiștii, asistent social și psiholog, guvernul actual, prin votarea legea 153, a produs o creștere de salariu. Problema la colegii care sunt nemulțumiți este că ei nu erau încadrați corect. Ei erau pe o altă funcție, încadrată, încadrată de așa încât ducea la prinderea licenței. Deci, dumneavoastră a terminat o facultate de specialitate, trebuie să fie încadrați ca atare. Dacă ne uităm la salariul care era în decembrie pentru un asistent social sau pentru un psiholog, vedem o creștere a salariului care se va face încadrarea. Voastră, dar transformarea acestea de costuri și aici rog pe legalitate, trebuie să mă fără salariului. Și atunci ați înțeles. Da, domnul consilier, știți foarte bine că prin intervenția și până acum tot ce s-a întâmplat, tocmai asta este rolul acestei legi de a reglementa aceste anomalii care existau și încerc. Și asta s-a întâmplat și în Consiliul Județean. Asta s-a întâmplat și la unii au scăzut salariile,
Și la alții au crescut, s-a reglat cumva, că la muncă egală, studii egale, atribuții egale prin fișa postului, la nivel la care lucrezi, egal trebuie să ai și un salariu egal. Cam ăsta e principiul. Și acest lucru se va întâmpla și aici. Chiar dacă în trecut a permis, să zicem, legea. Iată că vine acum și reglementează acest lucru. Una peste alta, salariile, fondul de salarii a crescut, că dacă luăm de referință, salariile, toate salariile au crescut. Singura anomalie pe care vedem noi este această reducere de salarii. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Doamna director sau... Ați văzut acolo la mapă, sunt două rapoarte. Este vorba despre raportul adresa de 6C și raportul direcției de specialitate din cadrul Consiliului Județean, adică resurse umane și juridic. Din acea adresă, din ce a propus de 6C-ul, noi nu am fost de acord decât cu ce este legal, adică cu acel aviz, ceea ce spune agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Doar acolo și ce spune hotărârea de guvern la 167. Agenția și distrus spune că chiar au și o adresă, vă aveți acolo în mapă, care spune că până la 20 decembrie 2017, personalul trebuie încadrat cu funcții de specialitate. Doar atât. Mai am înțeles foarte bine lucrurile acestea. Da, restul funcționează, nu a fost modificat. Dar am să fi putut găsi o variantă în care s-au soluție, în care s-au găsit. Păcate, legea, legile speciale dacă la Comisia Juridică. Vă rog, doamnă. Eu am fost la ședința Consiliului. Eu am fost la ședința Consiliului de Administrație când s-a propus această... Da, membru, colegiul director la direcție. Colegiul director. Și cu sinceritate vă spun, ca venind din spate, având și o anumită experiență, chiar am luat fiecare post și am căutat soluțiile cele mai favorabile salariatului. Dacă nu era această nevoie de licențiere, nu eram nevoiți să venim în cadrul Consiliului Județean cu această modificare. Dar vă spun că tot în mâna consilierilor județeni este și stabilirea unui echilibru în ceea ce privește salarizarea în acest serviciu. Cred că s-a pornit de la percepția greșită a faptului că unitățile, serviciile și unitățile de cultură din subordinea Consiliului Județean au considerat că personalul care este salariat în cadrul centrului, cum ar veni Centrul de Protecție a Copilului, trebuie să fie salarizat la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Legea 153 prevede clar, aparat de specialitate al Consiliului Județean nu are decât Consiliul Județean și Consiliile Locale. Restul salariaților din servicii și din unitățile aflate în subordinea de cultură, aflate în subordinea Consiliului Județean, au statut de salariat. Cred că atunci când noi am stabilit salariile pentru anumite categorii, cred că trebuia să fim mai atenți. De aceea vă spun că tot în mâna noastră stă o anumită echilibrare. După ce vom stabili bugetul Consiliului Județean pentru salarii pe anul viitor, vom intra în ședința Consiliului Județean, este în atributul Consiliului Județean să stabilească salariile pentru serviciile din cadrul Consiliului Județean, deci nu e același lucru cu la cultură, unde te duci la grilă, când e vorba de servicii, și aici avem în vedere și serviciul de protecție a copilului, noi, toți cei prezenți aici, împreună cu conducerea Consiliului Județean, vom stabili noile salarii. Deci, cred că e o situație tranzitorie, de o lună, două, și dacă nu era nevoie de acest aviz, vă spun sincer că și eu eram împotrivă să promovăm o astfel de hotărâre. Pentru că omului, atunci când îi dai banii, fată vaca, când iei banii, i-am privițelul, știi? Ca să luăm așa pe românești. Și atunci am fost obligați, să știți. Am de 3 săptămâni ne chinuim, nu știm cum să facem, nu știm cum să îi așezăm pe oameni ca să nu fie nemulțumiți. Iar chestia aia că noi în mesajele pe care dumneavoastră le-ați primit, și le-am primit și eu și le-am primit toți, scrie că ar fi unicat, că în țară nu există, că nu știu ce.
Păi nu, nu, nu cred că este adevărat. Pentru că eu mi-aduc aminte, în 2000 sau 2003, eram la București, când toată lumea era nebunită din o anumită baroneasă, barona Nicholson, parcă chema, care a făcut o ședință și să știți că mie cel puțin că eram de la Bacău, mi-a crescut inima în momentul în care au spus despre Bacău că au făcut nu știu ce centri cu căsuțe. Era director domnul Brașovean. Deci și atunci Bacău a fost în pionera. Și aici poate alte județe nu au venit cu hotărârea luna asta. Dar sigur vor veni luna viitoare pentru că avizul este provizoriu și până pe 30 decembrie. Deci, cu siguranță vom reglementa situația salarizării. Doamna Rogea, pentru noi este puțin probabil să credem că cineva cu bună... credință. Cu rea credință. Ar putea accepta o subordinare a salariului în condițiile în care desfășoară aceeași muncă în aceeași condiție. Până vom vedea forma din așa cum spuneți dumneavoastră, astăzi, Partidul Național Liberal, vom putea împotriva acest lucru. Domnul Consilier, permiteți-mi? Domnul Director, vă rog. Domnul alte intervențiile. Sunt domnul Consilier Șoba, cum aceea doamna Marș. Întrebare pentru doamna director, dacă la aceste discuții au participat, discuțiile care ați avut dumneavoastră, ați consultat și partenerul de loc social? Da. Doamna director, vă rog. Da, domnul consilier, avem avizul sindicatului și noi am vrut să venim mai devreme cu această propunere, dar această propunere a întârziat, pentru că nu am venit la trecută, tocmai pentru că detaliile au fost puse la punct împreună cu partenerii noștri din sindicatul familia care sunt afiliați la CNS Revoluție. La ședința consiliului director a participat și domnul Buluță. Da. Exact. Da, doamna consilier Mărici. Da. Au spus cei doi consilieri ceea ce am dorit, ce am dorit să spun, dar am să întăresc cele spuse. Deci nu se dorește decât intrarea în legalitate. Nu se taie salariile. Deci s-au dat niște salarii mai mari decât trebuiau încadrați respectivii. În ședința colegiului director, la care am participat și eu, au fost dezbateri foarte aplicate, foarte concrete, s-au căutat cele mai bune soluții pentru a veni în sprijinul celor care urmau să li se ia din salariul pe care au acum. Și vreau să spun că sindicatele prezente n-au avut nici cea mai mică observație. Dimpotrivă, domnul Huluță, chiar cu care am vorbit și eu, a apreciat faptul că se caută soluții legale. Dacă noi nu intervenim acum, vom interveni peste o lună, două, sau știu, în perspectivă, și situația va trebui reglementată obligatoriu. Deci conducerea direcției n-a făcut altceva decât a căutat de săptămâni de zile cea mai bună soluție care să ne-o propună. Deci nu se taie salariile PSD-ul, niciodată n-a tăiat salariile, cum ați spus, ci se intră în legalitate. Da. Doamna consilier, domnul. Eu nu înțeleg de ce trebuie să fim pionier în a reduce salariile unor oameni. Haideți să vedem ce se întâmplă la nivel. Nu suntem pionieri în a reduce, suntem prin, trebuie să respectăm legislația asta. Pionieri au fost PNL-ul. Noi da, a fost încadrat. Actualmente de PNL-ul. Deci doamna Bogdan a spus că doamna a fost pionier, da? Și că am mai avea o perioadă de timp în care mai putem analiza dacă există și o altă soluție. Ceea ce noi vă spunem este, haide să nu fim pionieri în a tăia salariile oamenilor, ci să fim pionieri în lucrurile. Dar nu se taie, nu se taie salariul. Atenție, să vorbim pe rând, vă rog, să nu am niciodată. M-a spus că atât în voce nouă. Nu asta se referă doamna Bogea, se referă că am fost pionieri în performanțele obținute și în proiectele pilot la nivel național, în diferite etape. Sigur că, dar nu are cum să organizarea să fie identice între județe, pentru că sunt unele județe care au făcut pași mai repede și sunt într-o anumită etapă, așa cum este și Bacău, alte județe încă scriu proiecte acum pentru a accesa programele de restructurare și de închidere a centrelor rezidențiale, ceea ce noi
nu mai avem niciun centru rezidențial și nicio unitate cu mai mult de 100 de copii de foarte mult timp. Nici măcar 100. Deci, practic, acum 2 ani de zile, acum un an și ceva, am declarat procesul de dezinstituționalizare a copilului închis. Acum, prioritatea noastră este de a merge cu servicii cât mai aproape de familie și copil, adică acolo în comunități lucrăm și de aceea Bacău astăzi este pilot, județ pilot la nivel național pe aceste servicii integrate la nivel de comunitate, a cărei partener și care ne susține financiar este UNICEF-ul și care dumneavoastră, fiecare dintre noastră cunoașteți foarte bine acest lucru. Da. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, doamna director Dumbai, dacă... Spune că acest articol intră aparatul public al Consiliului Județean și serviciile publice din suport. Nu face diferență între, nu se referă la aparatul public al direcției, ci la tot serviciul public. Până în prezent ei au fost salarizați pe hotărârea Consiliului Județean funcțiile care se regăsesc în nomenclatorul administrației, inclusiv cele de inspector de specialitate. Singura problemă care apare astăzi este cea legată de legile speciale de asistență socială, și de acel aviz, de acea licențiere, da? Că dacă ei își pierd licența, nu mai pot funcționa și atunci se închide centrul respectiv. Își pierd locurile de muncă. Ce am făcut noi astăzi, le-am oferit, i-am reîncadrat pe funcții de specialitate, așa cum cere legislația specifică și în hotărârea de guvern 967. Și ei sunt reîncadrați în specialitățile pe care le au. Asta este sigur lucrul pe care l-am făcut noi. Nu ne-am legat de celelalte funcții din cadrul compartimentului de contabilitate, din cadrul centrelor mai există, pentru funcții de inspector de specialitate, care vor fi în continuare salarizați pe hotărârea Consiliului Județean. Acesta este singurul lucru pe care am încercat mai să-l facem. Să desfințăm acele funcții și să le transformăm, de fapt, în asistent social pentru a nu pierde licențele și pentru că astfel salariații să nu-și facă locul de muncă. Da, mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Am rugăminte. Rolul comisiilor de specialitate este tocmai de a cere și am cerut conducerilor instituțiilor și serviciul public de specialitate, cât și celor din aparatul propriu să stea la dispoziție și să vă dea toate explicațiile și toate informațiile pentru a clarifica aceste aspecte. Eu consider că ceea ce am făcut aici, acum, este ceea ce ar fi trebuit să facem la Comisie de Specialitate. Am rugămintea să fim prezenți și să fim mai activi în Comisie de Specialitate. Mulțumesc! Am fost la ședința de comisie, am solicitat material, nu era gata, de asta m-am și abținut. Ok, ok. Am înțeles. Da, am înțeles, doamna director, a fost și-o dată explicații din prepare, chiar dacă mă trăne într-o formă redactată, da, într-o formă finală. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă supun la vot cine este pentru. Vă rog, secretariatul, numărați voturile. Votul e pentru, mâna sus. Acum, votul împotrivă. Votul împotrivă. Mulțumesc. Deci, nou votul împotrivă. 21 pentru abține. Două abține. Da, mulțumesc mult. Deci, încă o dată. Încă o dată împotrivă. Încă o dată votul e împotrivă. Deci 10 voturi împotrivă, 2 abțineri și 22 pentru, da?
proiecte de hotărâre a fost aprobat. Mergem mai departe. Domnule director, Ardeleanu pentru următorul punct de la direcția de buget. Unui efect al programului de guvernare a PSD-ului.
Ne aflăm pentru prima dată în fața unei rectificări negative la nivelul județului Bacău. Și dacă ies să ne luăm după declarația domnului prim-ministru Tudos, recunoscut faptul că în acest moment, la finalul trimestrului 2, România are beneficii de 4,1% și că se fac eforturi ca acesta să fie coborât sub 3%, înțelegem, în mod firesc, ca acest lucru să facă prin diminuare cheltuielor, ceea ce înseamnă, evident, o rectificare negativă. Ceea ce nu înțelegem este faptul că această rectificare negativă se face în detrimentul zonei de investiții. Care, din punctul nostru de vedere, Partidul Național Liberal, înseamnă singurul motor care poate să fructifice creșterea pozitivă, economică, care s-a află în România, aproape fără niciun fel de echivalent în Europa. Și, din păcate, constatăm că nu vor fi oameni investiții, vor fi tăiate fondurile pentru tot ce înseamnă la nivelul județului Bacău, partea care poate să amare de prin urmare, Partidul Național Liberal va vota împotriva acestui proiect și susținem în continuare ca echilibrarea proiectului să se facă prin diminuarea banilor pentru investiții. Vă mulțumesc, statul meu. Da, domnul. Acum sunt intervenții. Da, nu este vorba de o rectificare bugetară negativă. Este vorba de o reașezare, așa cum știm, tot ce este prins pe partea de investiții și pe reații capitale, trebuie, la un moment dat, să-ți updatezi, să vezi ceea ce se pot noi, ceea ce ne-am propus și cum foarte bine știți, și sunt anumite proceduri legate și de Programul Național de Dezvoltare Locală, legate și partea de investiții la sănătate și așa mai departe. Și, conform acestor proceduri, sunt anumite cheltuieli care, până la sfârșitul anului, nu îi pot să absorbe. Drept pentru care ele trebuie venite în fața noastră și trebuie reașezat acest buget. Pe Programul Național de Dezvoltare Locală avem termenul în proiectele care le-am luat până la 30, iată acum, începe la 30 noiembrie. Județul Bacău are 8 proiecte în acest și ne-am prins și partea de cofinanțare. Normal, pentru că nu știam cât durează documentații tehnico-economice, cu toate avizele necesare și așa mai departe. Noi le-am depus, urmează perioada de evaluare și sperăm până la sfârșitul anului să avem și contractul de finanțare aprobat. Dar asta înseamnă că nu mai avem timp să mai cheltuim acei bani care au plici ca și cofinanțare. O să îi returnăm pentru anul viitor la aceste finanțări. Și același lucru s-a întâmplat și la celelalte domenii. Asta a fost cauza pentru care am venit astăzi în fața noastră și cu siguranță, poate peste o lună, o să venim din nou cu iarăși o reașezare la bugetul. Asta nu înseamnă că aceste investiții nu s-au făcut, sunt anumite etape care trebuie parcurse și sunt firești normal. Noi am prins și partea de cofinanțare. Da. Suntem obligați în același timp să respectăm toată legislația și toate procedurile care sunt în vigoare. Nu mai spun pe partea de achiziții, cum știți foarte bine procedura de atribuire și toate aceste etape până când ai semnat contractul. Mulțumesc, dacă mai sunt alte intervenții pe acest subiect. Dacă nu, vă supun spre aprobare cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Vă rog, notați. 10 negativite. Deci 10, votul împotrivă, da? Abținere. Două abțineri. Da, mulțumesc mult de tot. Deci două abțineri, 10 împotrivă și 22 pentru. Proiectul de buget a trecut. Deci, la următorul punct al ordinii de zi și dăm cuvântul doamnei director Ardeleanu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 al
2017. Vă rog. Politica aliniată la 12 și 13. La microfon, doriți. Politica aliniată la 12 și 13. Articolul 49 de legea finanțelor publice locale, numărul 27. În lunea aprilie, iulie și octombrie, pentru bugetul expirat și cel de 1 decembrie, pentru bugetul a 4-a, ordinatorul principal de politică prezentat ședință publică spre analiză și aprobare de autoritățile deliberative, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli dorite pe resurse de finanțare și pe cele făcute de timpul. Instituția de finanțare este doar în bugetul local. În anul 2017, la partea de venituri, s-au aprobat credite bugetare în sumă de 307.410.000 de lei, în care pentru primele trei trimestre ale anului, suma de 250.255.000 lei. La data de 30 septembrie 2016, veniturile totale au fost realizate în procent de 91,29%. În anul 2016, la partea de strângere, s-au aprobat credite bugetare anuale în sumă de 348.798 lei, din care pentru primele trei trimestre ale anului, în sumă de 285.172,6 lei. La data de 30 septembrie, gradul de realizare al finanțărilor bugetare este în procent de 73,5%. Situate în Comuna Găiceana, județul Bacău. Prin hotărârea Consiliului Județean numărul 171/2013 s-a aprobat trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Bacău a unor bunuri imobile care aveau destinația de district. Ulterior, prin hotărârea numărul 94/2014, Consiliul Județean Bacău a aprobat darea în administrarea Consiliului Local Comunei Găiceana a imobilului districtului Găiceana situată în Comuna Găiceană, aflat în domeniul public al județului Bacău. În anul 2016, cu ocazia inventarierii bunurilor mai sus referite, s-a propus trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acesteia, în vederea scoaterii din funcțiuni, caserii și valorificării construcțiilor care nu mai sunt utilizate, nu au funcționalitate și sunt într-o stare avansată de degradare, care au pierdut, au pierit sau au autodemolat sau prezintă pericol public. De asemenea, Serviciul Public Județean de Drumuri,
prin adresa numărul 1765 din 23.06.2017, înregistrat la Consiliul Județean Bacău sub numărul 10.026 din 23.06.2017, menționează că districtele, pe lângă faptul că au devenit inutile, se degradează în timp sub influența agenților externi, sunt supuse actelor de vandalism și acțiuni de sustragere și necesită și costuri suplimentare cu întreținerea și paza acestora. Printre imobile aflate în situația mai sus arătată, se numără și construcții situate în județul Bacău, Comuna Găriceana, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Găriceana, respectiv clădire serie districtice 1, număr inventar 10.597, valoare contabilă de 22.450 de lei, clădire magazie C2, număr inventar 10.031, valoare contabilă 2.493 de lei și clădire garaj C3, număr inventar 10.032, valoare contabilă, de 3.577 de lei. Comuna Găriceana, prin adeverința numărul 4.375 din 2016, atestă faptul că în perioada 11-10 octombrie 2016, datorită precipitațiilor căzute, s-a produs autodemolarea elementelor rămase la districtul Găriceana, județul Bacău, elemente ce se regăsesc în cartea funciară numărul 206, C1, C2, C3 și a referatului cu numărul 4121 din 2016, prin care s-a descris cele relatate mai sus. Această situație a fost consemnată și înregistrată de carte funciară numărul 60.031, din care cele trei construcții apar radiate. Având în vedere cele de mai sus, Consiliul Local Comunei Găriceana, prin adresa numărul 2867 din 27.2017, a transmis Consiliul Județean Bacău hotărârea numărul 32 din 27.2017, privind solicitarea de trecere a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Comunei Găriceana, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Comunei Găriceana, motivată de necesitatea realizării investiției construire after school în satul Găriceana, Comuna Găriceana, județul Bacău. Consiliul Județean a aprobat, prin hotărârea numărul 149 din 2016, schimbarea destinației bunului imobil aflat în domeniul public al județului Bacău, din district, în teren, declarându-se din bun de interes public județean, în bun de interes public local, precum și trecerea acestea în domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Comunei Găiceană. Având în vedere, pentru respectarea prevederilor legale privind evidența contabilă financiară a care în acest domeniul public al județului Bacău, este necesară clarificarea situației celor trei construcții cuprinse în cartea funciară pentru informare numărul 60.031 și radiate ca urmare a adeverinței numărul 4.375 din 2016, emisă în baza referatului numărul 4.121 din 11.10.2016. Cu privire la situația expusă și articolului 864 din legea numărul 287 din 2009, a codului civil republicat, capitolul stingerea dreptului de proprietate publică prevede că dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit, ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Având în vedere adeverința numărul 4375 din 3.11.2016, a extrasului de carte funciară 60.031, precum și prevederea articolului 864 din codul civil, dacă dumneavoastră mai aveți intervenții sau obiecții. Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea stângerii dreptului de proprietate publică a județului Bacău asupra imobililor construcții având numele cadastrare 60.031 C1, 60.031 C2, 60.031 C3 situate în Comuna Găriceana, județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Majoritate? Mulțumim. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a terenului având număr cadastral 60.260, situat în orașul Bucuș, strada Văioaga, numărul 33, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău. Consiliul Local al orașului
Popescu și-a aprobat prin hotărârea numărul 157, adoptată în ședința din data de 19.10.2017, solicitarea de trecerea unui bun imobil teren în suprafață de 2691 de metri pătrați, situat în orașul Bucuș, strada Văioaga, numărul 33, din domeniul public al județului Bacău, domeniul public al orașului Bucuș. Din hotărârea mai sus referită rezultă că solicitarea de trecere este motivată de intenția autorităților locale ale orașului Bucuș de a construi locuințe pentru tine prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe. Suprafața de teren care face obiectul solicitării de trecere face parte dintr-o suprafață mare de teren de 3.899 de metri, care se află în domeniul public al județului Bacău și este înscris în cartea funciară numărul 60.260. În conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 3 din legea numărul 213 din 1998, privind bunurile proprietate publică republicată cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, de pe baza teritorială a județului respectiv, se face la cererea Consiliului Local, prin hotărârea Consiliului Județean, declarându-se din bun de interes public județean în bun de interes public local. Pentru a se putea realiza transferul bunului solicitat prin hotărârea mai sus referită, este necesar să fie intabulat dreptul de proprietate doar pentru această suprafață de teren și pe care, de consecință, inițierea procedurilor legale de dezlipire în două lucruri a terenului având numărul cadastral 60.260. Dacă sunt intervenții, obiecții, față de cele anterior menționate, trebuie spre aprobare proiectului de hotărâre privind dezlipirea în două lucruri a terenului având numărul cadastral 60.260, situat în orașul Bucuș, strada Văioaga, numărul 33, aflat în domeniul public al județului Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc! Trecem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de administrare numărul 1837 din 25.02.2008 pe 633 din 13.03.2008 încheiat de județul Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și actualizarea anexei acesteia. Prin adresa numărul 108.036 din 26.10.2017 înregistrat în Consiliul Județean Bacău sub numărul 18.077 din 25.07.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău solicită completarea și actualizarea contractului de administrare numărul 1837 din 25.02.2008 din 13.03.2008 încheiat cu Județul Bacău prin introducerea unei prevederi care să-i permită în calitatea sa de administrator în închirierea bunurilor imobile date în administrare și actualizarea valorilor contractului prevăzute în anexele contractului. În urma analizării solicitării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și având în vedere prevederile articolului 4, litera C, articolul 35, litera aliniatul 1, litera G, articolul 53, litera H, articolul 54, litera A din anexa numărul 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 195 din 28.12.2016 privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Bacău și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice numărul 1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situații financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate. Apreciez oportună și necesară completarea contractului de administrare sus menționat cu o clauză prin care să-i se permită direcției ca în calitate de administrator să poată închiria bunurile imobile date în administrare în scopul obținerii de venituri proprii și, pe de altă parte, actualizarea valorii contabile pentru o nouă anexă la contractul de administrare numărul 1137 din 25.02.2008 și din 13.03.2008. Dacă sunt intervenții sau obiecții, dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc!
Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești și Școala Specială Maria Montessori Bacău. Hotărârea Guvernului numărul 116 din 2008 pentru modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiului, orașului și comunului din județul Bacău, atestă apartenența mai multor bunuri imobiliare, terenuri și clădiri situate în Bacău, strada Helicoandă, numărul 4 și 17, și în Comănești, strada Petricica, numărul 1, la domeniul public al județului Bacău, iar prin hotărârea numărul 129 din 2011, Consiliul Județean Bacău a aprobat darea în administrarea unor imobili către Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 1 Bacău, Școala Maria Montessori Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 2 Comănești. Urmarea acestui act administrativ de autoritate între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău a fost încheiat în contract de administrare numărul 13.698 din 29.11.2011 și în 11.1.2012 între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Contractul de administrare numărul 13.696 din 29.11.2011, din 29.12.2012 și între județul Bacău și Școala Specială Maria Montessori a fost încheiat contractul de administrare numărul 13.697 din 29.11.2011 și 29.11.2011. Ulterior, între părți, au fost încheiate o serie de acte adiționale la contractul de administrare referite anterior. Prin adresa numărul 10.1068 din 5.7.2017, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 10.773 din 5.7.2017, Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău a solicitat modificarea articolului 6 din contractul de administrare prin care se interzice concesionarea sau închirierea bunurilor imobile. Solicitarea este motivată de faptul că instituția de învățământ intenționează să închirieze sale de sport și alte obiective după orele de curs, sâmbătă sau duminica, fără a influența procesul educațional în vederea atragerii de fonduri extrabugetare. În susținerea acestei cereri au fost invocate dispoziția articolului 108, alineatul 1 și 2 din Legea Educației Naționale numărul 1 în 2011, cu modificări și completări ulterioare care permit unităților de unităților preuniversitare de stat posibilitatea obținerii de venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite, fără a fi diminuate finanțarea de bază. Totodată, s-a făcut trimitere la privitorul articolului 4.7 alineatul D și punctul 8, litera D, din contractul de management administrativ financiar, numărul 4.829, din 24.3.2017, încheiat între președintele Consiliului Județean Bacău și directorul Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, care instituie în sarcina directorului unității de învățământ special obligațiile de a se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare și de a supune aprobării Consiliului de Administrație închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților de învățământ. În urma analizei solicitării unității de învățământ special, apreciez că se impune modificarea articolului 1 alineat 1 din contractele administrative încheiate între județul Bacău și unității de învățământ pe Universitatea Specială de Stat referite, în sensul completării obiectului cu posibilitatea desfășurării și altor activități educative, sportive și sociale și, concomitent, modificarea articolului 6 din același act administrativ de gestiune în sensul de a permite administratorilor concesionarea sau închirierea bunurilor altor persoane în condițiile legislației aplicabile în materie și în vigoare. Dacă sunt intervenții sau obiecții, dacă nu, față de cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de administrare încheiate între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație numărul 1 Bacău, Centrul Școlar de Educație numărul 2 Comănești și Școala Specială Maria Montessori Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Mulțumesc! Deci nu putem vorbi despre concesionarea acestor bunuri, putem vorbi despre închirierea lor. Cred că concesionarea s-a făcut în alți termeni și în alte condiții.
Da. Da. Să știți că... Doamna Baciu, vă rog frumos de lungă juridică, să faceți o intervenție. Dacă citiți articolul... Nu. Articolul 1, aliniatul 2 din hotărâre. Deci, se aprobă modificarea articolului 6 din contractul de administrare încheiat între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău. A articolului 6, modificarea articolului 6 din contractul de administrare încheiat între județul Bacău și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Și modificarea articolului 6 din contractul de administrare încheiat între județul Bacău și Școala Specială Maria Montessori Bacău, care vor avea următorul conținut. Administratorului este permisă închirierea bunurilor altor persoane în condițiile legislației aplicabile în materie, în vigoare. Deci contractele de administrare se modifică doar în sensul că administratorului îi se permite închirierea acestor bunuri. S-a citit și despre concesionare. Așa e timpul. Asta e, da, prevederea legală, să știți că ținta noastră este doar închiriere în afara orilor de curs. Așa foarte bine, așa și sună vorba. Așa e adevărat, e adevărat, dar ceea ce contează este hotărârea, la sfârșit. Vă mulțumesc. Eu v-am citit prevederi legale, v-am luat din lege. Mulțumesc, domnul oficiu. Domnul Baciu, dacă mai sunt intervenții în marginea acestui. Bun, s-a votat. Trecem mai la următorul punct al ordinii zi. Dacă îmi permiteți, expunerea privind încetarea acordului de asociere între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău, încheiată în vederea derulării în comun a proiectului Centru de Afaceri și Expoziții, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din 2005. Adresa înregistrată la Consiliul Județean, Consiliul Local al Municipiului Bacău a înaintat hotărârea din 6 septembrie 2000 privind solicitarea adresată județului de trecerea terenului în suprafață de 41.600 metri pătrați toată în Bacău, Calea Onești, din domeniul public al județului în domeniul public al Municipiului Bacău. Imobilul teren solicitat face parte dintr-o suprafață totală de 58.000 de metri pătrați aflat în domeniul public al județului Bacău și face obiect unui acord de asociere încheiat între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău, în vederea derulării în comun a proiectului Centru de Afaceri și Expoziții Bacău, ce a fost aprobat de către Consiliul Județean în 2005, astfel cum a fost modificată și completată în 2011. Potrivit articolului 5 din acordul de asociere mai sus menționat, acesta a fost încheiat pentru o perioadă nedeterminată, dar nu mai puțin de 5 ani și a produs efectele de la data semnării lui de către ambele părți. Întrucât perioada încheierii acordului a fost una nedeterminată, iar scopul realizării în comun a proiectului Centrul de Afaceri Studenți și înființarea unei societăți comerciale s-a materializat prin hotărârea Consiliului Județean din 2011 privind aprobarea înființării SCE Centrul de Afaceri și Instituția Bacău și luând în considerare faptul că în prezent există înregistrat pe rolul, atenție, pe rolul Tribunalului Bacău dosarul, având ca obiect deschiderea procedurii de faliment a SCE CAEX, considerăm necesară încetarea acordului. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind încetarea acordului de asociere între Consiliul Județean și Consiliul Local al Municipiului Bacău în vederea derulării în comun a proiectului Centrul de Afaceri. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, domnul Olteanu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cred că acest proiect trebuie înțeles pe ordine de zi. Din multe motive. Unul, pentru că nu este oportun. În sensul că e prematură încetarea asocierii atâta timp cât nu se pronunță instanța asupra cererii de faliment. De acolo avem niște obligații asumate prin contractul de asociere în vederea constituirii societății comerciale. Aici vorbim de o asociere în vederea realizării proiectului și apoi
ca urmare a acestei asocieri, apare societatea comercială, care se numește Centrul de Afaceri și Expozițional Bacă S.A. Unde suntem acționari, suntem asociați, acționari, cu o participație, nu așa cum este trecut în material și aici văd o inadvertență, participația noastră este de 8,4% și nu 14% cum este trecut în asocierea inițială. Deci spuneam că este prematur. Trebuie să așteptăm hotărârea instanței, ca apoi să vedem cum vom acționa. Are și o anumită lipsă, o anumită lipsă de coerență. Dacă hotărârea de Consiliu Local, această încetare a asocierii este însoțită de o cerere privind trecerea din domeniul public al județului, în domeniul public al Consiliului Local, a unui teren de 41.800 de metri pătrați, în proiectul nostru nu se mai face vorbire despre acest teren. Este contribuția noastră la asociere. Dacă v-ați uitat cu atenție în contractul de asociere, noi, Consiliul Județean, județul Bacău, vine cu o suprafață de 5,8 hectare, 58.000 de metri pătrați, a cărei valoare era, la momentul asocierii, de 1.218.000 de euro. Ce se întâmplă cu acest teren? Ce se întâmplă cu această contribuție? Nu ne spune nimic proiectul de hotărâre. Mai mult de atât. Dar nu-i corect ce a spus, pentru că nu face obiectul acestei hotărâri. Rămâne, este al nostru, tocmai asta este. Nu rămâne al nostru. Pentru că dacă noi, dacă încetăm asociere, noi denunțăm contractul de asociere, nu greșeam. Încetând asocierea, terenul cu 58.000 de metri pătrați se află în domeniul public al județului Bacău. Dar asta nu spuneți în proiectul de hotărâre. Deci, o clarifică. În proiectul de hotărâre nu se spune. Și apropo de cererea de faliment, vedem aici o rea înțelegere a asocierii din partea partenerului nostru, primăria Bacău. Această cerere de faliment a fost introdusă până la august, suntem în luna septembrie și noi abia acum aflăm că s-a introdus acea cerere de faliment. Suntem asociați cu 8,4%, 8,6%. Dar trebuia să fim informați. Poate a fost informat executivul, nu a fost informat și plenul, și consilierul, nu a fost informat. Și apropo de informațiile astea publice, prin legea, prin ordonanța 109, privind guvernanța corporativă, polul tutelar are niște obligații de a publica raportul asupra activității regiilor autonome și a societăților comerciale la care este majoritar, acționar majoritar sau unic acționar. Județul Bacău are un singur raport din 2011 până astăzi privind aceste regiile și societățile comerciale. Abia în anul 2015 s-a făcut un raport care se referă la anul 2014. Vă rog, intrați în legalitate, trebuie făcute aceste rapoarte și trebuie postate pe site-ul instituției, la Consiliul Județean, la loc vizibil. L-am găsit cu mare greutate pe la raportările bugetare și contabile. El trebuie să fie la loc vizibil pentru că sunt participațiile județului în societăți comerciale, orice cetățean trebuie să aibă știință de aceste, de activitatea acestor societăți comerciale și legii. Și mai mult de atât, chiar dacă legea nu o cere, cred eu, și în numele Partidului Național de Albăvesc, Păsivirare, cred asta, orice participație trebuie evidențiată. Trebuie făcut un raport la fiecare an de activitate pentru orice participație a Consiliului Județean. Dacă s-ar fi întâmplat astea, nu am fi ajuns în situație în care clubul, acolo nu suntem majoritari și iată prevederea ordonanței nu s-ar aplica,
nu ar fi ajuns în situația în care este, am fi știut din timp ce se întâmplă acolo. Orice informație care privește participația Consiliului Județean trebuie să fie publică și adusă la cunoștință imediat. Revenind, ce spuneam că este prematur acest demers. Să așteptăm decizia. Noi cumva anticipăm că judecătorul se va pronunța pentru faliment, poate judecătorul și un plan de reorganizare. Și atunci nu trebuie să încercăm asocierea. Asocierea, ce scop avea? Vă citez. Dezvoltarea și finalizarea mediului de afaceri băcăoan și regional prin construirea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri complexe și moderne, funcțiuni multiple. Acest deziderat trebuie să rămână. Acest instrument nu trebuie să fie numai al municipiului Bacău. Noi, Consiliul Județean, avem responsabilități prin legea administrației publice locale de a asigura dezvoltarea economică socială a județului. Or, o astfel de infrastructură este un instrument perfect pentru această atribuție conferită de lege. Mai mult de atât, eu cred că dacă după ce se va pronunța judecătorul, rolul nostru, contribuția noastră în această asociere trebuie să fie mai substanțială. Ar fi trebuit să fie 50-50%. Pentru că, să zicem, anticipăm că se va ajunge la faliment. Acele bunuri nu vor fi scoase la vânzare. Cine le poate cumpăra? Cine trebuie să le cumpere? Județul, împreună cu primăria. Aș vrea județul să aibă mai mult de 50%, pentru că nu numai municipiul Bacău este județul Bacău. Vă rog să sintetizați, nu-i faceți o plăcere. Ați avut posibilitatea, comisia de specialitate și vă rog foarte mult să interveniți în comisia de specialitate, să cereți toate detalii. Ce facem azi? Transformăm ședința Consiliului Județean într-o comisie de specialitate, domnul consilier. Vă rog să vă păstrați calul. Eu păstrez calul, dar vă rog frumos să nu luați din timpul celorlalți colegi, care au și ceva de spus. Vă rog frumos toate detaliile și toate informații din punct de vedere juridic. Și am să rog acum pe doamna Baciu, care ține secretarul județului, să intervină și să vă dea răspunsul, să ne clarifice din punct de vedere legal. Vă rog foarte mult, păi dar ne duceți în cu totul altceva, nu are legătură cu subiectul. Referiți-vă doar la subiectul acesta, de azi. Domnul președinte, vreau să vă păstrați calmul. Sunteți în eroare. Eu păstrez calmul, da. Unu. Vă rog să nu mai puneți ședințele în așa fel încât să în intervalul de care comisie? Care ședințe? Ședințele de plen. Astfel încât de la anunț până la ședință se intersecă ca și duminica. Nu putem să ne documentăm, se văd așa duminica. Eu aș putea să mă duc la Registrul Comerțului, să văd exact care este situația, care este capitalul social, cât este aportul natură, n-am putut să o fac pentru că a fost să văd așa duminica la mijloc. 1. 2. Acest proiect nu a fost pe ordinea de zi a comisiei din care fac parte. Așa că dați-mi domnul consilier, îmi pare rău, dezinformați total. Ați avut pe ordinea de zi, nu s-a schimbat ordinea de zi. Vă rog, am cerut să mă pronunț asupra lui, nu era trecut pe ordinea de zi, mi s-a spus de către domnul administrator public, este la Comisia Juridică. Da? Deci sunteți în eroare. Ați avut materialul acolo. La comisie a fost prezent și administratorul public și vicepreședintele Consiliului Județean. Să știți că nu era trecut pe ordinea de zi a comisiei. Domnul. Haideți să ne ascultăm pe rând, vă rog. Am cerut expres să vorbesc despre acest proiect. Bun, haideți să clarificăm opțiile. Am cerut sau nu? Domnul consilier, ați spus niște întrebări. Haideți să ne clarificăm. Ați spus niște întrebări și nu vreau să ducem într-o altă zonă. În concluzie, cerem retragerea de ordinea zi acestui proiect. Cu asta ați început. Doamna Baciu, vă rog frumos. Doamna Baciu, vă rog frumos, punctual. În ceea ce privește retragerea proiectului de pe ordinea de zi, retragerea unui proiect de pe ordinea de zi se poate face în condițiile articolului 98, raportat la articolul 43, aliniatul 1, teza finală din legea administrației publice locale, numai dacă există acordul inițiatorului proiectului în acest sens sau dacă proiectul respectiv nu este însoțit de raportul compartimentului de specialitate. Nefiind niciuna din aceste situații juridice, proiectul nu poate fi retras de pe ordinea de zi. Vă rog, referitor la... În ceea ce privește, voi cita direct din
acordul de asociere, da? Obiectul acordului este articolul 3 roman. Realizarea în comun a proiectului Centru de Afaceri și Expoziții Bacău, în cadrul programului FARE 2004-2006, Coeziune Economică și Socială, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Articolul 3 roman punctul 2. Înființarea unei societăți comerciale care va avea ca obiect de activitate administrarea obiectivului Centru de Afaceri și Expoziții, în cadrul căreia drepturile și obligațiile celor două autorități administrative vor fi determinate după cum urmează. Consiliul Județean Bacău 14%, Consiliul Local al Municipiului Bacău 86%. Celor două autorități le este interzisă înființarea altor societăți comerciale cu drept de administrare a obiectivului sau a vreunei facilități a acestuia în afara celei prevăzute anterior. Și articolul 3 roman punctul 3. Exploatarea în comun de către cele două autorități administrative autonome locale a obiectivului rezultat în condiții de eficiență. Ori, în situația în care, astfel cum am arătat în expunerea de motive, există pe rolul Tribunalului Bacău, dosarul numărul 3681, pe 110, per 2017, având ca obiect deschiderea procedurii de faliment a societății comerciale Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, ESA, creditorul fiind Consiliul Local al Municipiului Bacău, noi apreciem că se impune încetarea acordului de asociere încheiat între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău. Cred că este destul de clar, pentru că era firesc să facem acest lucru, tocmai discutând de suprafața diferită pe care dumneavoastră ați amintit. Este imposibil să exploatăm în condiții de eficiență acest obiectiv, în condițiile în care Consiliul Local a deschis procedura de faliment împotriva societății comerciale respective, în calitate de creditor. Deci, direct procedura de faliment nu intră pe reorganizare judiciară, da? Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții pe acest moment, doamna consilier Ivanov, vă rog. Întrebare, dacă se întreabă, doamna secretar. Noi ne comportăm aici ca și acționari, da? Da. Pentru că asta este o posibilitate de teamă în această speță. Ca și acționari, dacă ne puteți spune, în ce condiții ne putem retrage dintr-o asemenea asociere? Așa acționați, vom fi citați de lichidatorul judiciar și ne vom constitui, da, ne vom înscrie pe lista creditorilor în ceea ce privește societatea comercială. Iar în ceea ce privește proiectul însuși în care avem calitatea de asociat, este evident că nu putem, suntem în imposibilitatea de a exploata în condiții de eficiență acest obiectiv. De asta noi am apreciat că nu este normal să grevăm bunurile respective cu acest acord de asociere. Da, dacă îmi permiteți, neclar nu este în continuare situația în care ne aflăm ca și acționar vis-a-vis de materialele aflate în discuție, având în vedere faptul că nu este precizat, sau n-am înțeles eu, este precizat corect în ce condiții ne retragem. Adică, așa cum poate a atins și domnul Pădeanu puțin subiectul, având în vedere că suntem acționari, că am intrat acolo cu un capital social. Da, capitalul social, deci terenurile aparțin domeniului public al județului, nu sunt aport la capitalul social. Deci terenurile respective, dată fiind caracterul inalienabil al bunurilor care aparțin domeniului public al județului, nu sunt aport la capitalul social. Atunci, noi avem doar bani. În ce constă? Ca și aport. Deci am avut un aport la capitalul social reprezentând o sumă de bani. Cu privire la acea sumă de bani ne vom înscrie pe lista creditorilor de la SCHS. Bun. Și situația terenului? Terenul aparțin domeniului public al județului Bacău, dar acest acord de asociere, noi apreciem că în condițiile în care ne obligăm la realizarea obiectivului în condiții de eficiență, grevează oarecum asupra bunurilor care aparțin domeniului public. Deci acordul ăsta grevează oarecum asupra bunurilor care aparțin domeniului public. Da,
Deci nu ne putem face când nu există acest acord. Și atunci este firesc să venim în față de și să ne încetăm. În aceste condiții. Pentru că el a fost creat în anumite condiții. Da. Nu mai există condiții. Întrebarea rămâne, cu scuzele de rigoare, ce se întâmplă în condițiile acestea pe teren? Este în domeniul public al județului Bacău. Da, este. A fost și este în domeniul public al județului Bacău. Mulțumesc. Domnul consilier Andrănescu. Eu cred că doamna Ivanov a pus bine problema dintr-un punct de vedere. Noi discutăm astăzi în hotărâre despre acordul de asociere dintre Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Bacău pentru implementarea proiectului. Nu discutăm din calitate de acționar, ci din calitate de asociați. Corect. Asta este punctul de pe ordinea de zi. Ce se va întâmpla cu terenul? Eu sunt convins că construcția existentă pe acest teren va trebui să beneficieze de un drept de superficie. Chiar dacă el este în domeniul public și ne-am constituit ca și asociați, acel teren nu cred că va fi liber de orice sarcină. Și construcție care este adevărat pentru retragerea din asociere, nu din acționariat, o discutăm astăzi. Sumele de bani vor fi stabilite poate la momentul tranșării procedurii de faliment. Dar nu suntem, noi nu discutăm despre acționariat. Ne discutăm despre asociere. Astfel că, retrăgându-ne din această asociere, vrem terenul înapoi. Corect. Numai că problema pe care nu ați pus-o în compartimentul juridic, în ce condiții vom primi terenul înapoi? Liber de orice sarcini sau afectat de un drept de superficie pentru construcțiile existente? Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, să menționăm. Da, nedumerirea mea. Sigur că anul trecut, poate dumneavoastră, vă aduceți aminte, m-a susținut mărgarea de capital la centrul de afaceri. Unul din foștii mei colegi s-a împotrivit. Normal că, ca și acționar, sunt interesați și am urmărit îndeaproape activitatea economico-financiară a centrului. Dar nedumerirea mea este totuși de ce nu ne-am prelevat și de pasul insolvenței. Era un moment când centrul se putea reorganiza, putea întocmi un plan de reorganizare, parcă am trecut direct la măsura capitală de declararea falimentului. Nu nimic la acea. Dar, domnul consilier, nu noi. Poate suntem acționarul majoritar. Așa este, aveți dreptate. Dar nu suntem acționarul majoritar. Drept pentru care, în momentul în care am luat la cunoștință aceste lucruri, care este primul pas? Ce ați fi făcut? Să te retragi în asociere, să încetarea. Deci și-a produs efectele, s-a semnat, de aici încolo este o altă etapă, o să discutăm din punct de vedere al juridic, tocmai de a ne proteja terenul din domeniul public. O să vedem ce urmează, dar astăzi, ăsta este subiectul. Imediat ce am aflat, am venit în fața noastră, în care noi Consiliul Județean, tocmai de a ne proteja și să ieșim din această asociere, să încetăm acordul. Mulțumesc! 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 Vă supun spre aprobare. Cine este de acord cu încetarea acordului? Mulțumesc. Cine? Împotrivă? Vă rog să vă rog. Abțineri? Reacțiile, da? Mulțumesc. Deci 9 voturi. Împotrivă, 3 abțineri. Încă o dată pentru. Ce că a votat pentru? Încă o dată mâna sus. Cum ai plecat dintre colegi și că se mără. Da, mulțumesc. Aș mai avea o întrebare, dacă vă spun.
patrimoniului. După această hotărâre, această hotărâre se contează cu două, trei sau cu... Nu-i vorba de patrimoniu, doamna, vă rog. Deci nu este vorba despre hotărâre referitoare la patrimoniu. Deci este vorba despre încetarea unui contract de asociere. În opinia mea sunt aplicabile dispozițiile articolului 98 raportate la dispozițiile articolului 45 aliniatul 2. Deci trebuie simetria juridică pentru care a fost votat proiectul de hotărâre. A fost votat cu majoritate în funcție, încetarea acordului se face cu același vorum. Deci majoritatea consilierilor județeni în funcție. Mulțumesc pentru clarificări. Mergem mai departe. E hotărâre de la poziția 15, referitor la aprobarea regulamentului, referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău. Există legea 159 din 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații și a fost stabilit cadrul legal unitar care se contribuie la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică necesare susținerea acestea. Prevederea actului normativ precizat reglementează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreținerii, locuirii, ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerea acestor. Accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații la infrastructura fizică a operatorilor de rețea și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice. În înțelesul actului normativ, dreptul de acces pe proprietăți asupra unor imobile, proprietate publică sau privată, în scopul menționat mai sus, asigură folosința asupra unui imobil, proprietate sau privată și se exercită în condiții cu respectarea principiului minimei atingeri a aduse proprietăți. Totodată, prevederile articolului 47 din legea 159 și a legii 154 pe 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, titularii dreptului de acces îl pot exercita numai după încheierea unui contract în formă autentică cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobililor proprietate publică sau private, după caz prin care se stabilesc condiții de exercitare. Furnizorii de rețele de comunicații electronice au obligația de a achita tarife privind exercitarea dreptului de acces stabilite și aprobate anual prin hotărârea Consiliului Județean. În acest sens, proiectul de hotărâre vine cu regulamentul referitor la condițiile care se realizează accesul furnizorilor de comunicație pe domeniul public sau privat al județului, ce a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean, www.csj.bacau.ro, secțiunea informații de interes public, subsecțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, a fost transmis pentru publicare cotidianului Deșteptarea și a fost afișat la afișierul Consiliului Județean Bacău. Termenul de depunere a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor a fost 25 septembrie 2017. Publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii. Pe baza celor menționate mai sus, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al județului Bacău. Este vorba de anumite tarife care trebuie să le plătească către Consiliul Județean prin exercitarea dreptului de acces stabilite și aprobate anual, așa cum le-ați discutat și în comisiile de specialitate. Dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc! Următorul punct al ordinii se referă la constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 75 de metri pătrați.
10 del gaz prin adresă înregistrată la Consiliul Județean, solicitat constituirea unor drepturi care se permit ocuparea unui teren în suprafață de 7 metri pătrați, prin toată durata existenței capacității energetice, pentru realizarea unor lucrări în vederea asigurării condițiilor de alimentare cu energie electrică, în preluarea consumului de joasă tensiune, printr-un brașamer subteran format din amplasarea unui cablu electric subteran în lungime de 150 metri liniar pentru asigurarea funcționării normale a acordului în vederea obținerii autorizației de construire. Terenul face obiectul solicitării de mai sus, care face obiectul solicitării. Aparține domeniului public al județului. Așa cum este atestat în hotărârea de Guvern 1347/2001. În favoarea solicitantului în calitate de titular al autorizației de înființare pentru capacități energetice, potrivit legii energiei electrice și a gazelor naturale, articolul 12 și articolul 14 din 1993-2012, poate fi constituit cu titlu gratuit dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare alimentării cu energie electrică, constând în preluarea consumului de joasă tensiune pentru un branșament subteran în lungime de 150 de metri pe toată durata de existență a capacității energetice asupra terenului, suprafață total de 75 metri pătrați și dreptul de servitude de trecere subterană pentru amplasarea cablului electric subteran pe toată durata de existență a capacității energetice asupra acestui teren. Menționând că serviciul public județean de drumuri apreciază ca fiind oportună constituirea drepturilor referite anterior, așa cum se precizează în raportul pe care l-aveți anexat aici și transmis și înregistrat la Consiliul Județean. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra acestui teren în suprafață de 75 metri și a unui drept de servitute asupra terenului cu aceeași suprafață din zona drumului județean DJ252 în localitatea Dospinești, comuna Rugoci, aflată în domeniul județului Bacău și în administrarea SPJD-ului în favoarea societății comerciale Delgas Grid-ESA. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare cine este pentru. Vă mulțumesc. Abțineri, împotrivă, sub. Următoarea punctă a domnului de zi se referă la proiectul de hotărâre, la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului faza DALI pentru obiectiv de investiții, recompartimentare, amenajare spații din clădiri internat pe plus 3. Doamna Bogea, faceți o altă ședință, mă rog frumos. Hai să ne respectăm. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a implementat în perioada iunie 2017 proiectul pentru închiderea Centrului Rezidențial Hirecoandă ca instituție rezidențială tip clasic pentru protecția specială a copilului separat de familie. Noua destinație a clădirii va fi centru multifuncțional pentru tineri în dificultate și recomandă. Serviciul social care va trebui să respecte standard minim de calitate, organizare și funcționare stabilite în anexa 3-a ordinului ministrului Muncii. Beneficiarii centrului multifuncțional pentru șef vor fi atât tinerii care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție specială, cât și tineri din dificultate din comunitățile județului Bacău. Tineri care nu urmează o formă de învățământ, nu lucrează și nu urmează cursuri de calificare profesională. Capacitatea noului serviciu va fi de 30 de locuri pentru componenta de locuire și 40 de locuri pentru componenta nerezidențială de suport, adică consiliere, orientare profesională, formare profesională, dezvoltare de plin de viață independentă, terapie ocupațională și așa mai departe. Noul serviciu social va asigura un pachet integrat, personalizat, tânărului beneficiar, adică locuire, formare, dezvoltare unor aptitudini de viață independente, evaluare, informare, consiliere și orientare profesională. Formarea profesională, terapia ocupațională, facilitarea accesului la un loc de muncă. Pachet care să ajute în depășirea situației de dificultate, dar mai ales în integrarea socioprofesională. Conform noilor funcțiuni, clădirea este amenajată și recompartimentată, așa cum vi s-a prezentat aici pe fiecare etaj în parte, capacitatea fiind de 30 de locuri pentru locuri și 40 pentru componenta nerezidențială. În conformitate cu legislația în vigoare,
documentațiile tehnică și indicator se impun, se supun aprobării Consiliului Județean respectiv Consiliului Județean Bacău. Față de prezenta expunere, propuneți la reaprobare documentația tehnică pentru obiectivul de compartimentare amenajare spații din clădirea internat pe plus 3, faza Dali, elaborat de arhitectul polac Alexandru Sorin, cu următorii indicatori tehnico-economici. Valoarea investiției 1429,041 mii lei, din care lucrări de construcție 877,625 mii lei. Capacități, suprafața construită 600 metri pătrați, suprafața desfășurată 2400 metri pătrați, durata de realizare a lucrărilor 12 luni. Dacă sunt intervenții, domnul consilier Oteanu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur dumneavoastră să constat că acest proiect a ajuns în faza de a fi aprobat. Știu de el încă de când eram în colegiul director și colaboram cu domnul președinte în calitatea de director. Și cred că, odată cu realizarea lui, s-ar putea găsi acolo și loc pentru beneficiarii unui proiect pe care încă de atunci îl discutam cu domnul președinte și care îl vom propune noi, Partidul Național Liberal, respectiv un centru de excelență pentru copiii supranotați din familii cu risc social din județul Bacău, Solomon Marcus. Acest proiect se adresează copiilor supranotați care au un coeficient de inteligență de peste 120 și care provin din familii cu risc social, prin crearea unui serviciu de asistență socio-psihologică-educativă cu suport și găzduire. În scurtă vreme, acest proiect va ajunge în fața noastră și cred că este o modalitate pe care valorificăm valori, scuzați-mi repetiția, valorificăm tineri care altfel s-ar pierde. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul consilier Oltean. De altfel, noi am, în lungul timpului, am susținut astfel de proiect. În anii 2001-2007, copiii din mediul rural, din familii foarte sărace, care nu aveau posibilitatea de a merge la școală și au fost și câțiva parteneri, în sensul că liceele din municipiul Bacău au fost parteneri. O să ne-a confirmat și domnul Cautici, și pentru că la vremea respectivă directorul liceului Vasile Alexandrii. Am găsit și sursa de finanțare necesară ca pe tot parcursul efectuării liceului să îi asigurăm, să zicem, partea de internare și cazare și masă acestor copii, plus bani de buzunar, altfel nu ar fi avut posibilitatea să termine, fiind copii foarte, foarte buni la învățătură și mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Acestea, sigur, sunt discuții, acest proiect, acum 2-3 ani, când domnul consilier Oteanu era în colegiul director, confirm că am discutat variante de a găsi această modalitate și să găsim și o sursă de finanțare și un spațiu necesar pentru ei. Sunt convins cu conducerea actuală a Consiliului de Rețea, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, are în vedere acest lucru și probabil împreună o să veniți cu soluțiile cele mai bune. Adică vă mai necesita probabil niște discuții tehnice pe acest proiect vis-a-vis și de surse de finanțare și de sustenabilitate și așa mai departe. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru acest obiectiv. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, nu sunt. Abține. Următorul punct al ordinii de zi se referă la indicatorii tehnico-economici, faza valiei, obiectul de investiție, reparații, capitale, stații de oxigen, spitalul județean de urgență. Despre ce este vorba? Clădirea stației de oxigen este o clădire independentă cu o formă neregulată în plan, construit în jurul anilor 70. Obiectivul de investiție se compune din două corpuri de clădire separate, prin rost seismic și detasare
dilatare, pentru a reduce costurile de, cu alimentarea cu oxigen a spitalului, prin proiectul transmis spre aprobare, se propune instalarea a două generatoare de oxigen cu debit variabil în funcție de concentrația dorită. Dimensionarea generatoarelor a fost făcută luând în calcul producerea oxigenului la 96% puritate. Fiecare linie de producție va fi dotată cu unitatea de alimentare cu aer comprimat, linie de tratare și rezervoarele necesare funcționării. Aceste echipamente se vor instala în clădirea existentă, această încintă fiind adaptată pentru a respecta cerințele echipamentelor. Realizarea lucrărilor de modificare a instalației de oxigen presupun, în primul rând, lucrări de reparații capitale asupra clădirii stației de oxigen. Având în vedere aspectele prezentate, ținând cont de prevederile legii 273/2006 privind finanțe publice și completările la această lege prin hotărârea Guvernului 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnice economice aferente instituțiilor publice, vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice pentru obiectivul de investiții, reparații capitale stații de oxigen, Spitalul Județean Bacău, rezultat în, la faza de proiectare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. DALI, proiectul 63/2006 pentru 1000 de o societate din Iași. Valoarea totală a investițiilor 3.088.910 lei, din care construcții în montaj 617.570.000 lei, adică aproximativ 135.830.000 euro. Prețurile includ TVA-ul, capacității clădirii a regimului de la parter, suprafața de 75 metri pătrați, echipamentele, compresor, două bucăți, generator oxigen medical, două bucăți, microstații furnizare oxigen în caz de avarie, o bucată, panou regulator de presiune cu două rezultoare de înalt debit și unitate de alarmare și monitorizare în bucată. Durata de execuție a lucrărilor fiind de 6 până 7 luni prevede documentația. Dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vi-l supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, să dau punctul domnului vicepreședinte Pravăț. Să dau citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții în locuirea acoperiș la Casa Memorială Micuienea, monument istoric clasa B, din strada Micuienea, numărul 31, municipiul Bacău, județul Bacău. În data de 5.10.2016, prin adresa numărul 2578/16709, complexul muzeului Iulian Antonescu a înaintat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție solicitând aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul sus menționat. Obiectivul de investiție se află pe lista de investiții aprobată prin hotărârea Consiliului Județean nr. 27/3/2017 privind adoptarea bugetului propriu al județului Bacău la capitolul 67A C3. Construcția a fost ridicată între anii 1926-1929, cu regim de înălțime parțial, subsol parțial, parter plus un etaj, se încadrează în categoria de importanță globală C, normal, conform hotărârii Guvernului României 766/1997, clasă de importanță locală 4, clasă de risc seismic, așa cum este de inspecția tehnică întocmită de domnul inginer Avram Constantin. El este, casa este un monument istoric clasa B. Scopul acțiunii este oprirea degradării, protejarea monumentului, asigurarea unui climat interior corespunzător, activități muzeale și, nu în ultimul rând, evitarea accidentelor pietonale. Beneficiarii acestui demers vor fi toți iubitori de artă, profesori, elevi, turiști. În conformitate cu hotărârea de Guvern nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a revizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, intervenții,
prevederea articolului 44, alineatul 1 și articolul 44, alineatul 1 din legea 27 din 2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, precum și a articolul 91, alineatul 3, litera F, coroborat cu articolul 97 din legea numărul 215 din 2001, legea administrației publice locale de comunitățile tehnico-economice și indicatori tehnico-economici se supun aprobării Consiliului Județean, respectiv Consiliul Județean Bacău. Față de cele mai sus expuse, vreau să vă comentez că valoarea investiției este de 66.263.000 lei, din care lucrări de construcție, montaj, 46.302.000 lei. Capacități, suprafața construită, 67.09 m², suprafața desfășurată, 116.09 m², suprafața acoperișului, 91.10 m². Durata se preconizează a se realiza în 2 luni. Dacă aveți intervenții sau obiecții, dacă nu spun spre vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul vicepreședinte, pentru mai departe, documentația tehnico-economică și a indicatorul tehnică faza DALI pentru obiectivul lucrări de desfințare, magazie, pesticide și gheretă, bază, depozit, ascut. Este vorba de această construcție care e cuprinsă în domeniul public privat al județului Bacău și sunt date în administrare serviciul public de protecție a plantului Bacău. Domnul director este aici prezent. Începând din anul 92-93, clădirile respective au fost neutilizate datorită desfințării sistemului centralizat regional de aprovizionare de pesticide. În urma ca urmare a planului de măsuri luate la inventariere din 2014, în cont de prevedere regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investiții în timp și post-utilizarea consiliului aprobate prin hotărârea Guvernului din 97, a fost elaborat de către proiectant faza de proiectare documentației de analizarea lucrării de intervenție în baza raportului de expertiză tehnică. Și este vorba de dezafectarea obiectivelor prin demolare, deoarece prezintă degradări majore și nu se justifică lucrări de consolidare ce pot depăși 60% din valoarea imobililor. Magazia de pesticide cu regimul de înălțime de emisor plus parter, cu rampă de stăcare, copertină și gherete cu regimul de înălțime parter, sunt situate la limita intravilanului localității Sascu. Magazia se află la 9,75 metri de clădire Agromet Sascut și 17 metri față de clădirea Apia Agenția Agricultură Sascut, iar demolarea lor nu reprezintă pericol pentru siguranța construcțiilor vecinate, așa cum prevede legea. Din punct de vedere al instalației interioare, omul este debranșat de la toate utilitățile. Lucrările de demolare se vor executa selectiv pentru a nu se amesteca deșeurile care au fost identificate ca periculoase față de deșeurile de periculoase de către firme specializate. Lucrările de desfințare magazin pesticide bază din proiectul faza de proiectare documentație de avizare a lucrurilor de intervenție are următoarele indicatori tehnici de ecologici. Valoarea totală a investiției 325.403.000 lei, din care construcție, montaj 256.302.000 lei, prețurile include iau, capacități de magazia pesticide, cu numărul de inventar, valoarea contabilă, gheretă, bază, durata de realizare 3 luni. Toate datele aveți și dați respecta și dați în comisie de specialitate. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare indicatorii tehnice economice și documentația de cine este pentru. Mulțumesc. Împotriva, abține, nu sunt. Pentru următoarele două puncte ale ordinii de zi, îmi țin la cuvântul domnului vicepreședinte Marius Ioanță, Daniel, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri. Vă prezint cele două proiecte de pe ordinea de zi, privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene.
Potrivit legii serviciilor de transport public local numărul 92/2007, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a legii, aprobate prin ordinul Ministrului Internelor și a Reformei Administrative numărul 353/2007, una dintre atribuții ce revin consiliilor județene reprezintă actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport. Propunerea de actualizare a fost fundamentată pe baza solicitărilor venite din partea Primăriei Comunei Parava și a operatorilor de transport rutier. Astfel, Primăria Comunei Parava împreună cu operatorul de transport SC Teletrans SRL Bacău propune suplimentarea numărului de curse de la 3 curse la 5 curse pe zi pe traseul numărul 117 Bacău, Parava, Drăgușani. Pentru a satisface necesitățile de deplasare a elevilor și profesorilor navetiști, operatorul de transport rutier SC Public Transcom SRL Moinești solicită introducerea unui autovehicul de rezervă pe fiecare traseu județean pe care operează, respectiv 157 Moinești Oduș Cernu, 136 Foale Olătău, numărul 132 Moinești Cucuieț și numărul 112 Moinești Zemeș Foale. Având în vedere cele mai sus menționate, domnule președinte, vă rog să verificați avizele comisiilor de specialitate și să supuneți la vot. Da, mulțumesc, domnul vice. Comisiile de specialitate au dat avizul favorabil. Vă supun la vot dacă nu sunt intervenți. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțin. Nu sunt. Vă rog, domnul vice. Următorul. Da, mulțumesc. Pe scurt, am să vă prezint și al doilea proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru SC Alin Trans SRL în vederea efectuării serviciului de transport public persoane prin curse regulate speciale. În vederea obținerii licenței de traseu, solicitantul depune la Consiliul Județean un dosar cu documentele prevăzute în legea serviciilor de transport public local numărul 92/2007 și în normele de aplicare a legii aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative numărul 353/2007. Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licenței de traseu special pe ruta Pitești-Hemeiuș Hit Park pentru operatorul de transport SC Alin Trans SRL Săucești în baza contractului de prestări servicii încheiate cu SC Tecnostam Friulzi Euro SRL Hemeiuș în vederea transportului unui număr de 13 persoane angajate la această societate printr-o singură cursă pe zi până la data de 1.11.2018. Având în vedere cele mai sus menționate, domnule președinte, vă rog frumos să supuneți la vot și acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Comisiile a dat avis favorabil. Vă supun la vot dacă nu sunt intervenții. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu sunt. Acum trecem la punctul 23. La diverse, care avem și aici câteva puncte, 23.1. Se referă la obiectivul de investiții, modernizare, dotare, bloc, operator, sel, operații, construire, scară exterioră și spații tehnici în Spitalul Județean de Urgență. E interesul nostru a tuturor, a venit documentația mai, un pic mai târziu de la proiectant, au mai fost câteva clarificări de pentru care am considerat că este necesar și urgent să-l introducem la diverse din interesul nostru al tuturor. Proiectantul ne, prin această documentație, când proiectantul a analizat fundamental și propus două scenarii, opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând justificat și documentat scenariul numărul 1, ca optim pentru realizarea obiectivului de investiții. Eu am să vă, așa cum le-ați și analizat în comisii, scenariul numărul 1 are în vedere adaptarea funcțiunilor și circuitelor specifice blocului operator la funcționalul existent al clădirii cu menținerea sistemului constructiv. Acest lucru presupune doar intervenția asupra sistemului constructiv al clădirii în scopul adaptării cerințelor de funcționalitate impuse de structura blocului operator,
precum și asigurarea și respectarea cerințelor esențiale impuse de legea privind calitatea construcției și modificările și completările ulterioare. La scenariul 2 am să spun doar atât că presupunea și intervenții la structura de rezistență a clădirii în scop cu adaptării cerințelor de funcționalitate impuse de structura blocului operator. Așadar, revin, deci scenariul 1 este cel optim. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice pentru acest obiectiv. Modernizare, dotare, bloc operatori, e vorba de sălile de operații, construire scară exterioară și spații tehnice a Spitalului Județean de Urgență Bacău, rezultați la faza de proiectare, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție de către proiectant. Valoarea totală a investiției, 79.463.153 lei, din care construcții montaj 18.947.494 lei. Prețurile include, vreau indicatorii fizici, aveți detaliați în materialul dumneavoastră, pe fiecare obiectiv propus, ce este existent și propus bloc operator, culoar neutru, scara acces și spații tehnice, suprafața construită, desfășurată, este de 1.866.98 metri pătrați. Sălile de operații amenajate și dotate, e vorba de 10 săli de operații, plus 12 spații create, plus dotarea și amenajarea stației de sterilizare. Durata de execuție a obiectivului de investiții preconizată, 36 de luni. Vă supun spre aprobare dacă nu sunt și alte intervenții în marginea acestui material. Cine este tăi? Vreți să interveniți? Doamne. Vreau să-l întreb cu domnul manager în ce constă reamenajarea jocului operator. În condițiile în care a fost renovat acum 6 ani, 7 ani? Da, a fost supus nu prea s-a auzut întrebarea, doamna consilier, mai încă o dată repetați întrebarea. Ce vreți să întrebați pe domnul manager? În ce constă reabilitarea proiectului operator? Da. Mai exact. În afară de scările de geniu și... Presupune, după cum arată și de vizul general de lucrări, o regândire a întregului blocului operator. El, într-adevăr, a fost acum mai bine de 8 ani reamenajat. Da, au fost lucrări de amenajare, însă circuitele funcționale nu mai corespund la acest moment legislației vigoare, ca atare că autorizația de funcționare are conformități, are plan de conformare pentru bloc operator. Vrem să facem sări de operație ca în vest, respectiv cele care seamănă cu niște capsule care, practic, care atmosfera este controlată și presiunea și temperatura și umiditatea, sigur, pentru a evita spre zero infecțiile de izolate? Nu, acum. N-au filtre? Filtrul există, dar filtrul nu are legătură cu sala de operație. Filtrul este pentru personalul care intră și care iese din operator. Dacă vă referiți la sistemul de ventilație, el nu mai funcționează corect. Și spațiul vă permite? Pe actualul spațiu în care sunt 10 săli, sigur că da, tot 10 vor exista și în noul proiect. Și suma? Suma este într-adevăr foarte mare, ea implică mai mult de jumătate dotările, de la sterilizare până la cele mai mici amănunte vis-a-vis de sălile de operație. Încercăm să atragem fonduri de la Ministerul Sănătății, încercăm să împărțim acest proiect, pentru că, într-adevăr, valoarea este foarte mare, să împărțim poate mai multe tranșe în funcție de disponibilitatea Ministerului. Deci nu cred că va greva acest proiect.
Mulțumesc! Dacă vrei să-mi întrebeți. Dacă nu, cred că odată să spun la vot ce este pentru toți vreți. Împotriva acțiunii noastre. Următorul punct, în al doilea zi de la diverse, 23.2, se referă la trecerea din domeniul public din domeniul public în domeniul privat al județului a unor bunuri de natură instalațiilor tehnice. Aici trebuie să menționez că prin decizia Curții de Conturi din 28 noiembrie 2016 s-a constatat înregistrarea și reflectarea eronată în domeniul public al județului a unor bunuri de natura instalațiilor tehnice care potrivit reglementărilor contabile aplicate respectiv la ordinul Ministrului Finanțelor Publice din 2005 și anexa 3 din 98 privind proprietatea publică și juridică acestea alcătuiesc domeniul privat al unei unități administrativ teritorial, iar în evidența contabilă acestea trebuie reflectate în mod corespunzător în fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității. Prin aceeași decizie se dispune că președintele Consiliului Județean, în calitate de ordonator de credit, prin compartea special, va dispune măsuri concrete care să asigure delimitarea corespunzătoare a tuturor bunurilor patrimoniale care fac parte din domeniul public și privat, concomitent cu actualizarea în condiții de a investitorului domeniul public și privat și reflectarea corespunzătoare în evidența contabilă, având termen de realizare 28 februarie 2017. Pentru ducerea în deplinirea măsurilor dispuse au fost încheiate notele contabile, care le-a menționat și care le aveți și dumneavoastră, prin care se realiza trecerea bunurilor din contul 103 în contul 104. Ulterior, în decizia 38 din 18 septembrie 2017, Camera de Conturi precizează la punctul 1 că măsura nu se consideră a fi implementată, întrucât în conformitate cu prevederile legii 213, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face în caz prin hotărârea Consiliului Județean. Din verificări s-a considerat că până la data B nu a fost emisă o hotărâre a Consiliului Județean privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat. Instalațiile la care se face referire în decizia anterioară, pentru care se dispune trecerea în domeniul privat, sunt prevăzute în anexă la proiectul de hotărâre propus a fi adoptat și pe care dumneavoastră le-ați analizat în cadrul comisiilor de specialitate. Mai rău să dau citire acum listei bunurilor din natura instalației care se trec din domeniul public în domeniul privat al județului. Eu sunt obligat prin decizia Curții să inițiez acest proiect de hotărâre. Din punct de vedere juridic, însă, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Banciu să fac câteva mențiuni. Da, cu mențiunea că raportul direcției juridice este negativ la acest proiect de hotărâre și că noi considerăm că nu îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și pe care, de consecință, propunem să nu fie adoptat. Ca și explicații. Din punctul nostru de vedere, sunt incidente dispozițiile articolului 537 din Codul Civil, care stipulează că sunt imobile, terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent. Enumerarea făcută de delegiuitor nu este limitativă, ci exemplificativă, în partea finală a articolului, fiind făcută mențiunea că este bun imobil prin natura sa și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în terenul sau în celelalte bunuri imobile menționate expres. Spre exemplu, instalațiile care fac obiectul proiectului de hotărâre sunt bunuri imobile prin natura lor. Pe care de consecință, din articolul de mai sus, rezultă și faptul că dacă bunul din care fac parte instalațiile face parte din domeniul public al județului și regimul juridic al instalațiilor, la rândul lor, parte componenta imobililor, va fi același. Acestea aparținând de drept domeniului public al județului. Mulțumesc pentru precizare. Condiția juridică? Avizul? Avizul este nefavorabil. Aviz negativ, domnule președinte. Mulțumesc. Nu rămâne decât să vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc.
forma prezentată, ținând cont de cele două avize negative. Nu cred că este nimeni de acolo. Deci, în unanimitate, împotriva. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi se referă la dreptul de folosință, drept gratuit asupra unei clădiri, proprietate publică a județului stradă în strada Ghericoandă, municipiul Bacău, în favoarea poliției locale a municipiului. Poliția ne-a solicitat punerea la dispoziția unei clădiri în vederea înființării unui centru zonal de poliție locală în zona de sud a municipiului și clădirea care a fost identificată și care se face solicitarea este prinsă de clădire, cabină, poartă, cu suprafață de 27 metri pătrați, face parte din imobilii aferente centrului multifuncțional pentru tine în dificultate Ghericoandă, situat în municipiul Bacău, cu strada cu același nume, numărul 2. Aceasta se află în proprietate publică a județului Bacău, fiind menționată ca atare la poziția 63 din anexa hotărârii Guvernului din 2008 pentru modificarea și completarea desenului la hotărârea de Guvern. Și este dat în administrare Direcției Generale de Instituția și Protecția Copilului potrivit contractului de administrare încheiat în 2008. Precizăm că Direcția Generală de Asistență Socială, prin adresa registrului la Consiliul Județean, și-a exprimat acordul pentru punerea la dispoziție, la dispoziția a poliției locale a municipiului Bacău, imobilului clădire mai sus, așa cum am prezentat, în vederea înființării unui centru zonal de poliție locală. De asemenea, mai menționez că în decursul timpului am mai avut solicitări de genul ăsta. Am dat curs fiecare societate, dar nu s-a concretizat diferite societăți, fie de a face un birou copiere acte, fie de a, eu știu, de a avea o altă activitate acolo, prin băuturile coritoare și eu știu ce alte, dar nu s-a concretizat, deci nu a deschis nimeni, a renunțat la contract. Ea este, într-adevăr, disponibilă la ora actuală, de pentru care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea acestui drept de folosință cu titlu gratuit către poliția locală de a-și face acest centru zonă, dacă este bine. Dacă nu sunt intervenții, vă supun la vot. Cine este bine? Mulțumesc. Următorul punct al 23.4, dau cuvântul domnului consilier Petrică Mihailă de a prezenta expunerea de motive privind evenimentul cultural educativ Ferdinand 150. Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În acest an, Colegiul Național Ferdinand Ottilie din Bacău, în dată ce mă ținut de emblematică Ferdinand Județean și Național, cu rezultat de excepțional în activitate educațională, marchează 150 de ani de existență în învățământul bacăuan. Astfel, în noiembrie 1867, Ministerul Culturilor și Instituțiunii Publice înființează gimnaziul clasic de băieți în Bacău, urma demersurilor prefectului de Bacău, Gorbeaica. Iar la 1 decembrie 1867, are loc deschiderea oficială a cursurilor, cu conceptul să se angajați pe profesori, unul pe partea științifică și altul pe cea literară. În 1892, cu prilejul sărbătorirea 25 de ani de activitate, scuzați, Principiul Ferdinand donează pe Biblioteca Gimnaziului 46 de volume de carte cu conținut științific și literar. În același an, prin decizia Ministerului Cultelor și Instituțiunii Publice, Gimnaziul Clasic de Băieți devine Gimnaziul Principiului Ferdinand. Iar mai apoi, în 1997, Liceul Principiului Ferdinand. Și în fine, cu convocarea pe tron a Prințului Moștenitor, Liceul Ferdinand Ottilie, nume sub care a fost cunoscut oficial până în anul 1948. Academia Română donează în 1903 Bibliotecii Liceului număr de 154 de volume de carte. Iar în 1908, George Sturza, om politic, deputat și primar al orașului, dăruiește peste 1500 de volume. În timpul Primului Război Mondial, un liceu se organizează un spital de campanie. Perioada interbelică este una înfloritoare pentru Liceul Ferdinand Ottilie, perioada în care investesc de prestigiu, cum ar fi Universitatea din Cluj și Facultatea de Științe din Cluj, solicită lista absolvenților liceului și adresele lor
pentru a-mi trimite scrisori cu invitația de a studia în Universitatea de Europa. Din păcate, prestigioasă unitate de învățământ progresează despre rade mai grele, cum ar fi epurarea bibliotecii prin arderea formulelor interzise în anul 1947. În 1967, cu prilejul sărbătoririi centenarului, școlii se atribuie numele marului poet George Bacovia, fost elev al liceului. În 1967, în istorie educației naționale a dispus schimbarea dintre numele liceului Teoretic George Bacovia în Colegiul Național, în Colegiul Liceal Ferdinand I. În existența sa, gimnaziul, liceul și mai apoi Colegiul Național Ferdinand I a avut și are profesori de mare prestigiu, cultural și academic, cum ar fi Caravetic Brăjanu, Vasile Pătoan, Lascăr Veniamin, Grigore Galalambie și alții, care din pasiunea cu care și-au îndeplinit misiunea de astăzi au contribuit esențial la formarea multor generații între care se regăsesc în referințe ale vieții științifice de culturale între care au timp. Gheorghe de Vasiliu, cunoscut sub pseudonimul unei dintre mari poeți ai secolului trecut, George Bacovia, patronul liceului între anii 1967 și 1997, Mircea Cancicov, mare avocat, ministru de finanțe, academician Alexandru Piu, academician Solomon Marcus, profesor universitar Marcel Ago, profesor universitar Lucila Alexandrescu, profesor universitar Ioan Berila și alții. Se pot evoca numele mari scriitori, ca Eugen Muricaru, Ovidiu Gelan, Octavian Bucur, sau de autori îndrăgiți, Toma Caragiu, Vlad Bergan, Ian Orbescu, Florin Bănaiescu. An de an, reușitele la admiterea învățământul superior au fost dublate de succesele elevilor la concursurile naționale și internaționale. Conducerea actuală a Colegiului Național Ferdinand I, împreună cu cadrele didactice și Asociația Alumnii Ferdinand I, BACRU, va derula în perioada 20-24 noiembrie 2017 proiectul Ferdinand 150, un eveniment național dedicat celebrării 150 de ani de existență în Pașinul Pacman, care își propune să readucă în atenția comunităților locale și oficiului istoria celor 150 de ani de activitate educațională, contribuția mentorilor la performanțele de învățământ următoare, național și internațional, proiecte care le atașez și le aveți în mapă. Actualitatea. Valoarea totală a proiectului este de 211.780 lei. Față de cele prezentate, având în vedere importanța proiectului, dificultățile financiare pentru implementarea sa, cât mai ales pentru a arăta măsura interesului nostru pentru acest domeniu vital, educația, care în prezent traversează o perioadă dificilă, propun susținerea proiectului Ferdinand 150 de către Consiliul Județean cu suma de 40.000 lei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Consiliu Mihaila. Vreau să menționez și câteva aspecte legate de acest proiect, sigur, de recunoaștere națională prin rezultatele și prin performanțele pe care le-au obținut atât cadrele didactice de acolo, cât și generații de tineri de elevi care au performat și care s-au integrat și care au obținut rezultate de excepție la nivel național și internațional. Eu am avut o întâlnire cu, și a fost la mine directorul colegiului în primăvară, în care mi-a prezentat, să zicem, ideea acestui proiect pe care am îmbrățișat-o și am spus atunci că avem și cadrul legal prin care putem să o facem și este vorba de legea 350, ca împreună cu fundația, văd că fundația sau asociația alumnii Ferdinand să pregătească un proiect pe care să, în momentul în care va fi lansat concursul de proiecte pe secțiunea educație sau culturală și educație să se prezinte cu acest proiect. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu s-a prezentat la acest punct de proiect, venind acum cu această solicitare. Cu toate astea, am dat direcția de specialitate de a verifica solicitarea respectivă și de a încerca să-i sprijinim. Am avut de altfel o discuție și cu domnul consilier Mihaila, în care mi-am exprimat în același timp și de și sprijinul în mod direct, dar să vedem care este cadrul legal pentru Consiliul Județean. Cadrul legal prin care poate asigura finanțare este legea 350 și n-aș vrea să fim acuzați de către Curtea de Conturi, așa cum s-a mai întâmplat și în altă parte. Și aș vrea, domnul director Botez, vă rog să
Da, doamna Bacea. Deci, cu mențiunea că raportul direcțiilor de specialitate este unul negativ și că, în opinia noastră, proiectul de hotărâre nu poate fi supus spre aprobare, din două motive. În primul rând, susținerea evenimentului s-ar fi putut face de către una din asociații, respectiv Asociația Alumnii Ferdinand sau Asociația Părinților, și s-ar fi putut încadra la capitolul bugetar finanțări proiecte în baza legii 350 din 2005. Lansare licitației de proiecte sociale, culturale și sportive pentru anul 2017. Tipurile de activități solicitate spre finanțare în județul Bacău în vederea desfășurării proiectului ar fi fost eligibile conform titlului solicitantului pentru finanțarea proiectelor culturale aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 117 din 2017. Și înțelegem să arătăm că există neconcordanță între bugetul detaliat al unității de învățământ, care propune ca finanțare din partea județului Bacău că o sumă de 70.500 de lei, reprezentând cazare, transport și masă, anualul școlii, revista școlii, respectiv materiale de promovare, și solicitarea domnului consilier Mihailă Petrică, care propune susținerea proiectului cu suma de 40.000 de lei. Da, mulțumesc pentru aceste precizări. Și Comisia Juridică, dacă vedeți că studiat și analizat. Da, am analizat potrivit cu drumurilor și tehnicii legislative, atunci când cineva inițiază un proiect de act normativ, trebuie să precizeze sursa de finanțare. Ori din expunerea de motive și din datele pe care le-am avut la proiectul respectiv, nu am sesizat sursa de finanțare decât din ceea ce precizea raportul de specialitate a celor trei directori. Din această cauză am dat aviz nefavorabil în cadrul direcției juridice cu 4 voturi pentru, avizul nefavorabil și 2 împotrive, domnului Roșanu și domnului Claudiu Năstase. Deci avizul este nefavorabil. Da, în aceste condiții vă... Domnul Șor, la Comisia de Cultură, pe aceleași motive care le-a spus doamna Bogea, negativ. Mai vorbim că au venit la noi cu niciun proiect. La da, Comisia de Cultură, în mai rău, n-au venit cu niciun toată lumea deci de acord. Dar ne-a pus într-o situație efectivă, pentru că dacă n-aș fi avut discuția asta în primăvară, adică în martie, și mi-a explicat că există acest și am zis, avem cadrul legal, veniți cu proiect, vedeți când este urmăriți. Și ne trezim acum la sfârșit din septembrie cu această, sau mă rog, în septembrie cu acest după ce s-a încheiat. Și ne pune într-o situație efectiv delicată. Da, trebuie să ne facem datoria. Da. Vă supun la președinte. Vă rog, domnul. Vă rog, spuneați-mă că suntem deja... Vă rog. Este adevărat că eu nu vreau să spun că proiectul este imbatabil, să spun așa, și nu poate fi contestat. Se pot găsi oameni care găsesc la tine cum ar fi, de exemplu, colega doamna Bogea, spune că nu am decizat o alternanțare și așa mai departe. Chiar astăzi, deși în ședințele anterioare, eu știu că performanța diverse de domenii, văd că se mașează mult pe domeniul sportiv, e un domeniu important, de adevărat. O premiam, găsim resurse. Eu cred că educația este un domeniu esențial pentru orice societate și dacă noi, toată aparatul specializat în Consiliul Județean, n-am găsit modalitatea pe noi care venit la comisie. Să sprijinim acest proiect. E adevărat că inițial a fost solicitare de 600.000, dar profesori și mulți din inițiatorii proiectului care au venit și ne-au solicitat sprijinul. A spus că se... Au mai găsit alte resurse și se mulțumesc cu 40.000. Dați-mi voi să cred că totuși e un pic de reavăință, pentru că cred că dacă ați venit din altă zonă această inițiativă, ați fi găsit, i-ați fi dat și avizul favorabil, ați fi găsit și surse de finanțare, așa cum găsim aproape
la majoritatea ședințelor surse pentru diverse prezine. Că e așa chestii, că trebuie să ne fac o completare. Trebuie din toate zonele. Dacă vorbim de educație, dacă vorbim de, de sănătate. Mulți medici sunt cei care au absolvit liceul ceva. Domnul consilier, de memorie, țin minte că ați mai avut inițiative și care în totalitate v-am sprijinit. Deci nu puteți să faceți precizare. Domnul Gaudiș, este foarte grav că un fost cadru didactic votează împotriva acestui proiect. Dar îmi pare rău că sunt... Dar nici n-am votat, am respectat. Bine, am înțeles. N-am ajuns acum. Mesajul politic. Domnul, haideți să o ducem în zona politică. Ține de cadrul legal, nimeni de aici nu... Toți vorbim de ceea ce a spus mai înainte, n-ați spus altceva decât ceea ce am spus eu și fiecare, adică toți dorim acest lucru. Dar ne-a pus în comunitate de studii, mai pentru care legal ăsta era. Mai spun cu... De ce nu s-a prezentat cu proiectul respectiv? O singură propoziție și închei. Vă rog. E o rușine pentru Consiliul Județean că nu am găsit modalități de a susține acest proiect. Proiectul Ferdinand 150. Și cu asta înțeleg. Da, păcat că confundați unele premierea cu asta. Nu. Există cadrul legal, fiecare îl respectăm. Nu-i simplu, să știți, că au mai venit și alte. Îmi pare rău că astăzi este vorba de colegiul Ferdinand și de acest proiect de suflet și că nimeni n-a contestat generații și performanța și toate astea. Nimeni nu contestă acest lucru. E un brev. Dar ne-a pus în această posibilitate. Ce vreți? Haideți să votăm pentru, da? Vă supun la doamna Consilier Ivanov, dacă mai aveți ceva de completat. Și ministru, aș vrea să adresez întrebarea dacă la proiectele care s-au votat până acum și care se referă la sume de bani alocate, a fost precizată sau nu sursa de finanțare. Da, sigur că da. Sigur. Păi nu putem aprova. Nimic, nicio activitate dacă nu este sursa de finanțare. Deci este prin hotărârea Consiliului Județean în aprobarea. Domnul Domnul Consiliu Județean. Pentru că nu s-a aprobat, dar n-am ajuns acolo, nici măcar acolo, pentru că nu există cadrul legal. Adică cadrul legal îl am, dar nu l-a folosit. Nu. Dar foarte scurt, domnul Caut. Un minut, scuze, nu vreau să plictisesc. Când Colegiul Național Vasile Alexandrei a sărbătorit 90 de ani de la ființare, era tot consilier județean. De ce nu? Director fiind, am venit de un consiliu de administrație de acolo un proiect de sprijin, pare că tot așa era vreo 50.000 de lei. Și s-a respins în totalitate. Deci și nu m-am supărat deloc. N-am avut dreptul. Așa, nu m-am supărat deloc. Deci, nu, și mi s-a spus, domnule, mergi la municipiu, că municipiul trebuie să ajute. Asta a fost. Iar nu confundăm educația și nu aruncăm cu noroi munca pe care noi o facem zi, în fiecare ședință. Și nu numai. Și analiza și studiul documentelor. Dom'le, totdeauna în ceea ce presupune activitatea Consiliului, educația a fost apreciată. Nu confundăm, acordăm niște premii la succese, performanțe în diferite domenii, este în baza unui regulament. Deci finanțarea există în baza acelui regulament. Așa gândesc eu. Dacă nu-i bine, adică să nu... Și adică să nu facem, domnule, că este al meu, că nu e al meu. Nu. Este slab întocmit, n-a fost la timp. Asta mi se pare și timpul mă doare. Ca om de școală, bine mă doare că nu putem sprijini astfel de proiecte care sunt rare și bune și în viața școlii păcăoase. Mulțumesc. Foarte scurt, domnule. Foarte scurt, domnule președinte. Am nevoie de o ultimă rămurire. Mai corect spus de o întărire. O rog pe doamna Baciu să repete ce a spus mai devreme despre supunerea sau nu la vot a acestui proiect. Eu, din ce am înțeles, acest proiect nici măcar nu ar trebui supus la vot. Ba, da. Nu? Ba, da. De ce? Raportul? De ce? Nu. Deci, în opinia... În opinia juridicului, vă rog, repetați. Da. Deci, în opinia direcției juridice, acest proiect nu poate fi supus practic.
Drept pentru care consider normal că domnul consilier să își retragă proiectul. Nu, nu. Deci nu. E regulă. Deci asta este opinia pe care mi-am semnat-o. Există un raport cu direcțiile. Direcțiile de specialitate au semnat și au însușit acest punct de vedere. Da. Mulțumesc pentru precizările astea. Ioan este colegul nostru, eu am să supun la vot, că este firesc așa. Domnul Mihai, studiile de la vot, domnul Mihai, de zis, de zis, se pune ocupări. N-am înțeles. Domnul Mihai, eu conduc ședința. Vă rog frumos. Deci, vă supun spre aprobare proiectul inițiat de colegul nostru. Cine este pentru? Vă rog. Vă rog să vedeți. Da. 11 voturi pentru. Împotrivă, abține. Împotrivă. Împotrivă. Mulțumesc. Abține. Două abține. Abține. Două abține. 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 Da, mergem la următorul proiect. Se referă la drumul județean 207E în categoria funcțională a drumului de interes local și trece acesta din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Pești. Consiliul local al comunei Pești, domnul primar este aici, prezent, a solicitat județului Bacău încadrarea drumului județean în categoria funcțională a drumului de interes local, precum și trecerea acestea din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei Pești. În susținerea solicitată, se arată că drumul județean respectiv se încadrează în prevederea articolului 8 din ordonanța Guvernului 43/97 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările, în sensul că este un drum care face legătura între reședința comunei și satul Bumbra, sat component al acestei comune. Totodată, solicitarea este motivată și de faptul că, pe timp nefavorabil, polei, gheață, zăpadă, intervenția utilitară ar fi mult mai promptă și eficientă dacă ar fi asigurată de către o comună la nivel local. Cu privire la aceste aspecte, Serviciul Public Județean de Drumuri, prin raportul înregistrat în 26 octombrie 2007, arată că drumul județean 207 este situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Pești, are originea în DN2, satul Dumbrava, și destinația în centrul localității Pești. Prin același document se arată că solicitarea Consiliului Local Pești este justificată din punct de vedere social și economic, deoarece acest drum județean face legătura dintre localitatea Dumbrava și centrul comunei Pești, unitatea administrativă a Muntei, și care deține resursa umană și financiară necesară pentru a se îngriji de acest sector de drum, facilitând în acest mod accesul la diferite instituții de interes public și îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii în cadrul spațiului rural. Față de cele mai sus menționate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu încadrarea drumului județean 207E în categoria funcțională a drumurilor de interes local și trece acestea din domeniul public al județului, domeniul public al comunei Pești. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Vă rog, domnul Spătaru, aveți ceva de... Domnul Consilier, aveți vreo să vă... Nu, eu, domnul nu vorbește la telefon, nu eu. Bine. Dacă eu vă să... Poate spus că eu vă dați la telefon. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, ține. Vă mulțumesc mult pentru dreptare. Sănătate și să-i supună să-i supună.